Fundația și Imperiul, de Isaac Asimov. Două premii Hugo pentru seria Fundației. Partea 1. Generalul. 1. În căutarea magicienilor. Bel Rios. În cariera sa relativ scurtă, Rios și-a câștigat titlul de ultima dintre figurile imperiale și pe bună dreptate. Un studiu al campaniilor lui ni-l înfățișează ca pe egalul lui Purifoy, prin capacitatea strategică și superior acestuia prin priceperea de a folosi oamenii. Faptul că s-a născut în zilele de declin ale Imperiului nu l-a împiedicat să egaleze rezultatele lui Purifoy în postura de cuceritor. Cu toate acestea, a avut și el momentul său de măreție când, ca primul dintre generalii Imperiului care au purtat lupte cu fundația, a înfruntat-o bărbătește. Enciclopedia Galactică. Bel Rios călătorea fără escortă, ceea ce, potrivit etichetei curții, nu era chiar recomandabil pentru conducătorul flotei staționate într-un sistem stelar încă nestatornic de la hotarele Imperiului Galactic. Bel Rios era însă tânăr și energic, îndeajuns de energic pentru a fi trimis cât mai la marginea universului de către o curte lipsită de sentimente și animată de calcule reci. În plus, era împins de o vie curiozitate, istorii ciudate și greu de crezut, repetate și îmbogățite de fantezia a sute de oameni și cunoscute confuz de alte mii de oameni, ridicau semne de întrebare asupra adevărului lor, iar posibilitatea unei confruntări militare aducea calitățile lui în atenția tuturora. Acest amestec era tulburător. Coborâ din demodatul vehicul de teren pe care îl conducea și ajunse la destinație, un conac lipsit de strălucire. Așteptă. Un bătrân îi deschise ușa, deși ochiul fotonic ce o supraveghea era activ. Bel Rios îi zâmbi bătrânului. Sunt Rios. V-am recunoscut. Bătrânul rămase țeapăn fără să-și exprime surpriza în vreun fel. Cu ce treburi? Rios făcu un pas înapoi cu un gest de supunere. Treburi de pace. Dacă sunteți duce în bar, v-aș cere îngăduința de a purta o discuție. Duce în bar se retrase în lături și în interiorul casei pereții începură să emită lumină. Când intră generalul, casa era luminată ca ziua. Atinse pereții biroului, apoi își privi atent vârful degetelor. Aveți așa ceva pe Suena? Un zâmbet fugar apărut pe chipul lui Bar. Nici nu există în altă parte, cred. Întrețin instalația singur, atât cât mă pricep. Trebuie să-mi cer scuze că v-am făcut să așteptați la ușă. Sistemul automat semnalizează prezența vizitatorilor, dar nu mai deschide. Nu mai faceți față reparațiilor? Întrebă generalul cu o ușoară ironie. Nu mai există piese de schimb. Vă rog să luați loc, domnule. Beți ceai? Pe Suena? Stimate domn, este imposibil să fii atât de nepoliticos încât să refuzi ceaiul în aceste locuri. Bătrânul patrician se retrase înclinându-se discret, ceea ce ținea de politețea moștenită de la aristocrația ci devan, aparținând unui secol defunct. Rios privi cum se îndepărtează silueta gazdei sale și găsi că actul studiat de bună cuvință nu-l prindea prea bine. Educația lui fusese pur militară, iar experiența de viață, aitoma. Dacă ar fi să folosim un clișeu verbal, văzuse moartea cu ochii de multe ori, dar întotdeauna tangibilă și familiară. Prin urmare, n-ar fi un neadevăr dacă am spune că adulatul leu al flotei a 12-a se înfiora în camera pe care o simți dintr-o dată rece și demodată. Generalul observă în cutiile mici de culoare neagră viorie, aliniate pe rafturi, niște cărți cu titluri necunoscute. Bănui că obiectul masiv dintr-un capăt al încăperii era receptorul care, la cerere, transforma cărțile în sunete și imagini. Nu văzuse niciunul funcționând, dar auzise despre asemenea lucruri. I se spusese cândva că în vremurile de aur, când Imperiul însemna întreaga galaxie, 9 case din 10 aveau astfel de receptoare și asemenea șiruri de cărți. Acum însă trebuiau apărate granițele, iar cărțile rămâneau în grija bătrânilor. Și, oricum, mai bine de jumătate din istoriile care se povesteau despre vremurile de odinioară erau mitologie. Ceaiul sosi și Rios se așeză. Duce în bar, ridică ceașca. În onoarea dumneavoastră. Mulțumesc, în a dumneavoastră. Se spune că sunteți tânăr, 35? Destul de exact, 34. În cazul acesta, continuă Bar, cu o ușoară emfază, nu găsesc altă introducere mai fericită decât aceea de a vă informa cu părere de rău că nu sunt în posesia unor farmece, poțiuni sau filtre ale dragostei. Și nu sunt câtuși de puțin capabil să influențez grațiile vreunei tinere doamne de care v-ați simți atras. Nu am nevoie de ajutoare din afară în această privință, domnule. Mulțumirea de sine prezentă și până atunci răzbătu în glasul ușor amuzat al generalului.
Primiți multe solicitări de acest fel? Destule. Din nefericire, persoanele neinformate tind să ia erudiția drept magie, iar dragostea drept acea latură a vieții care are nevoie cel mai mult de ajutorul magiei. Mi se pare normal, numai că eu sunt altfel. Pentru mine, erudiția nu reprezintă altceva decât posibilitatea de a răspunde unor întrebări dificile. Suenianul îi se adresă neutru. S-ar putea să vă înșelați la fel de mult ca și ceilalți. Vom vedea. Tânărul general își așeză cana în locașul ceainicului și acesta se umplu la loc. Îi se oferi o capsulă cu aromă, căreia îi dădu drumul cu un plescăit în cană. Spuneți-mi atunci, patricianule, cine sunt magicienii? Cei adevărați? Bar păru surprins la auzul unui cuvânt de mult uitat. Nu există magicieni, răspunse el. Dar suenienii istorisesc multe despre ei. Există o legătură ciudată între această situație și acele grupuri de conaționali de-ai dumneavoastră care visează și tânjesc după vremurile de odinioară și după ceea ce ei numesc libertate și autonomie. Evident, aceste idei ar putea periclita ființa statului. Bătrânul clătină din cap. De ce îmi spuneți toate astea? Bănuiți că e vorba de o revoltă condusă de mine? Nu, nici gând, liniștirios, ridicând din numeri. De fapt, ideea nu e întru totul ridicolă. Tatăl dumneavoastră a fost la vremea sa un exilat, iar dumneavoastră ați fost patriot și șovin la vremea dumneavoastră. Ca oaspete, mi se pare o nedelicatețe să amintesc aceste lucruri, dar misiunea mea de acum îmi cere să vă spun. Și totuși să fie vorba de o conspirație, mă îndoiesc. În cursul ultimelor trei generații, Suena și-a pierdut spiritul de cutezanță. Așa cum dumneavoastră sunteți lipsi de delicatețe ca oaspete, tot așa voi fi și eu ca gazdă, răspunse bătrânul, parcă împotriva voinței sale. Aș vrea să vă reamintesc că de mult un vicerege gândea la fel despre suenienii lipsiți de cutezanță. Din ordinul acelui vicerege, tatăl meu a devenit un fugar sărac lipit pământului, frații mei au devenit martiri, iar sora mea o sinucigașă. Și totuși, acel vicerege a avut parte de o moarte groaznică, fiind ucis de prea umilii și servilii suenieni. A, da, și cu asta ați atins aproape un subiect asupra căruia aș vrea să zăbovim. Vreme de 3 ani, moartea acelui vicerege nu a constituit un mister pentru mine. În garda lui personală a existat un soldat al cărui acțiuni mi s-au părut demne de interes și acela ați fost dumneavoastră. Deci nu cred că ar mai fi necesare alte detalii. Desigur, răspunse Bar netulburat. Și ce-mi propuneți? Să-mi răspundeți la întrebări? Nu voi face sub presiunea amenințărilor. Sunt bătrân, dar nu sunt atât de bătrân încât pentru mine viața să nu mai însemne nimic. Stimate domn, trăim vremuri grele, spuse serios Rar, vrând să dea greutate cuvintelor, iar dumneavoastră aveți copii și prieteni, o patrie pentru care ați spus vorbe de iubire nechipzuite în trecut. Să fim serioși, dacă m-aș hotărâ să folosesc forța, nu m-aș coborâ într-atât încât să lovesc în dumneavoastră. Ce doriți? Întrebă Bar cu răceală. Ridicând ceașca goală, Rios spuse. Patricianule, vă rog să mă ascultați cu atenție. Trăim vremuri în care soldații cei mai apreciați sunt cei care conduc parade de gală pe aleile Palatului Regal la zile de sărbătoare și escortează strălucitoarea navă de agrement care o poartă pe splendoarea sa imperială către planetele pe care își petrece verile. Eu, la 34 de ani, sunt un ratat și așa voi rămâne, pentru că îmi place să lupt, înțelegeți? De aceea m-au și trimis aici. La curte aș crea prea multe probleme. Eticheta curții nu mi se potrivește. Îi jignesc pe Filfizon și pe Lorzii Amirali, dar sunt prea bun conducător de nave și de oameni ca să-și încheie conturile cu mine, abandonându-mă în spațiu. Așa că Suena este un înlocuitor, o lume de frontieră, o provincie săracă și bântuită de răscoale, situată foarte departe, îndeajuns de departe pentru ca toată lumea să fie mulțumită. Și prin urmare, lâncezesc. Nu sunt revolte pe care să le înăbuși, căci în ultima vreme, viceregii nu s-au mai revoltat, cel puțin n-au mai făcut-o de când tatăl maestății sale, regele, fiei amintirea încărcată de glorie, a dat un exemplu prin muntele de Paramei. Puternic împărat, murmură Bar. Da, și am dorit și alții la fel de puternici. El este stăpânul meu, să țineți minte asta. Eu îi apăr interesele aici. Bar ridică indiferent din numeri și întrebă. Ce legătură au toate astea cu motivul vizitei dumneavoastră? Vă voi spune în câteva cuvinte. Magicienii la care m-am referit vin de dincolo, de dincolo de avamposturile de frontieră unde stelele sunt foarte, foarte rare. Acolo unde stelele sunt foarte, foarte rare, repetă Bar, și s frigului din spațiu o poartă de intrare. Asta e o poezie, se încruntă Rios. Versurile îi se păreau o frivolitate într-un asemenea moment. În orice caz, sunt de la periferie, din singurul sector în care pot lupta pentru gloria împăratului. Și serviți interesele maiestății sale imperiale, satisfăcându-vă astfel pasiunea dumneavoastră pentru luptă. Exact.
Dar trebuie să știu împotriva cui lupt. Aici mă puteți ajuta. De unde știți asta? Rioz mușcă dezinvolt dintr-o prăjitură. Pentru că de 3 ani încoace am notat toate zvonurile, miturile, fiecare șaptă în legătură cu magicienii și dintr-o mulțime de informații care ar umple o bibliotecă, doar 2 elemente izolate sunt una din admise, prin urmare adevărate. Primul este acela că magicienii se află la marginea galaxiei, într-o poziție opusă față de Suena, iar al doilea, acela că tatăl dumneavoastră a întâlnit odată un magician în carne și oase și a discutat cu el. Bătrânul patrician îl privi perios, fără să clipească, și acesta continuă. M-ar interesa tot ce știți în acest sens. Într-adevăr, unele lucruri, spuse Bar gânditor, ar constitui o experiență psihoistorică proprie. Ce fel de experiență? Psihoistorică. Bătrânul își însoți vorbele de un zâmbet ironic, apoi spuse reținut. Mai serviți ce-i? Povestea mea va fi cam lungă. Se rezemă de pernele moi ale scaunului. Lumina emisă de pereți devenise o strălucire odihnitoare de culoare roz-ivorie, care îndulcise până și trăsăturile rigide ale soldatului. Cunoștințele mele sunt rezultatul a 2 întâmplări, începui el. Prima, că întâmplător sunt fiul tatălui meu, și a doua, că întâmplător m-am născut pe această planetă. Totul a început în urmă cu 40 de ani, la scurtă vreme după Marele Masacru, când tatăl meu s-a salvat refugiindu-se în pădurile din sud, iar eu eram tunar în flota personală a viceregelui. Apropo, e vorba de același vicerege care ordonase masacrul și care a avut parte mai apoi de o moarte crudă. Bar zâmbi întristat și continuă. Tatăl meu era patrician al Imperiului și senator de Suena. Se numea Onumbar. Nerăbdător, Rios îl întrerupse. Cunosc circumstanțele care au dus la exilul lui. Nu este nevoie să intrați în aceste detalii. Suenianul nu-l băgă în seamă și continuă netulburat. În timpul exilului a venit la el un călător, un neguțător de la marginea galaxiei, un tânăr care vorbea cu un accent ciudat, nu cunoștea nimic din istoria recentă a Imperiului și era protejat de un câmp de forță individual. Câmp de forță individual? Întrebă Rios mirat. Spuneți vorbe mari. Ce generator ar putea fi atât de puternic pentru a condensa un câmp protector de mărimea unui singur om? Pentru numele galaxiei, căra pe un cărucior echipamentul unei surse atomice de 5.000 de miriatone? Este magicianul despre care ați auzit povești și mituri, spuse Bar calm. Numele de magician nu se dobândește lesne. Nu căra niciun generator la vedere, dar nici cea mai puternică armă nu putea să străpungă acest câmp din jurul lui. Asta e toată istoria? Oare magicienii s-au născut din nălucirile unui bătrân zdrobit de suferință și de exil? Istorisiri despre magicieni circulau și înainte de a-l întâlni tatăl meu pe acest călător, domnule. Și iată o dovadă și mai elocventă. După ce s-a despărțit de tatăl meu, acest neguțător, pe care oamenii îl numesc magician, a vizitat un tehnician din orașul spre care tatăl meu îl îndrumase și a lăsat acolo un generator de câmp de același tip cu cel pe care îl purta. Generatorul a fost recuperat de tatăl meu la întoarcerea lui din exil după execuția sângerosului vicerege, i-a trebuit multă vreme până să-l găsească. Generatorul este agățat pe peretele din spatele dumneavoastră, domnule. Nu funcționează. N-a funcționat decât 2 zile, dar dacă îl veți privi, veți constata că nimeni din Imperiu nu l-ar fi putut proiecta. Berlioz întinse mâna după centura de metal care atârna pe perete. În momentul atingerii, câmpul slab de aderență dispăru și obiectul se desprinse ca o ventuză. Elipsoidul de la un capăt al centurii îi reținu atenția. Era de mărimea unei nuci. Acesta, făcu el. Este generatorul, cuvință Bar. Era generatorul, se corectă el. Secretul modului de funcționare nu poate fi descoperit. Cercetările subelectronice au dovedit că face corp comun cu metalul care îl adăpostește și nici cele mai atente studii ale rețelelor de difracție nu au reușit să distingă părțile individuale care existaseră înainte de fuziune. În acest caz, dovada dumneavoastră ezită încă de la granița nesigură a cuvintelor care nu se bazează pe probe concrete. Bar făcu un gest de renunțare. Mi-ați cerut să vă spun ceea ce știu și ați amenințat că veți obține aceste informații prin forță. Ce să înțeleg dacă preferați o atitudine sceptică? Pot continua? Desigur, spuse generalul aproape poruncitor. Am continuat cercetările după moartea tatălui meu și apoi a intervenit a 2-a întâmplare la care mă refeream mai devreme, și anume faptul că Suena a fost cunoscută bine de către Harry Seldon. Și cine este acesta? Un om de știință de pe vremea domniei împăratului Daluben al IV-lea. A fost psihoistoric, ultimul și cel mai mare dintre toți. A vizitat Suena când era un mare centru comercial recunoscut în arte și știință. Făcu acru Rios. Arătați-mi și mie planeta cu o economie stagnantă care să nu susțină că a fost cândva un pământ al abundenței și bunăstări. Vremurile despre care vorbesc au existat acum 2 secole, când stăpânirea împăratului se întindea până la ultima și cea mai îndepărtată stea,
când Suena era o lume interioară și nu o provincie semibarbară de la frontieră, în vremurile acelea, Harry Seldon a anticipat declinul puterii imperiale și căderea aproape sigură în barbarie a întregii galaxii. Rios izbucni în râs. A prevăzut el așa ceva? Atunci a profețit greșit, dragul meu om de știință. Presupun că asta vă considerați. Păi imperiul e mai puternic decât a fost în ultima mie de ani. Ochii dumneavoastră obosiți de bătrânețe sunt orbiți de sărăcia de la graniță. Faceți o vizită lumilor interioare într-o bună zi. Veniți către căldura și bogăția de la centru. Bătrânul clătină din cap întristat. Circulația încetează în primul rând la extremități. Va mai trece multă vreme până când declinul va atinge inima. Vreau să spun, declinul evident, pe înțelesul tuturora, spre deosebire de prăbușirea internă, care este o poveste veche de circa 15 secole. Deci acest Harry Seldon a profețit o galaxie în care barbaria se va generaliza, spuse Rios, vădit amuzat. Și ce se va întâmpla atunci? El a întemeiat două fundații la capetele opuse ale galaxiei. Fundații populate cu cei mai buni, cei mai tineri și cei mai puternici oameni, pentru ca aceștia să se înmulțească, să crească și să se dezvolte. Lumile pe care le-au colonizat au fost alese cu grijă, acordându-se aceeași atenție momentului și vecinătății. Totul s-a aranjat în așa fel încât viitorul, așa cum fusese el anticipat prin matematică și psihoistorie, să presupună dintr-un început izolarea lor de restul civilizației imperiale și dezvoltarea lor treptată până ce vor deveni gemeni al celui de-al doilea imperiu galactic, reducând inevitabila perioadă de barbarie de la 30.000 la numai 1.000 de ani. Și cum ați reușit să aflați toate acestea? Lăsați impresia că sunteți informat în detaliu. Detaliile nu le-am cunoscut niciodată, spuse cu o voce stăpânită patricianul. Totul s-a închegat prin osteneala mea, prin punerea cap la cap a anumitor dovezi descoperite de tatăl meu sau aflate de mine. Baza este fragilă și subțire, iar suprastructura, rezultatul fabulațiilor care s-au născut pentru a umple golurile uriașe. Dar sunt convins că ceea ce v-am spus este în esență adevărat. Așa se pare. Oare? Mi-au trebuit 40 de ani de cercetări. 40 de ani. Aș putea rezolva problema în 40 de zile, ceea ce voi și face. Ar fi cu totul altceva. Și cum veți proceda? Simplu și direct. Dacă aș deveni explorator, aș avea posibilitatea să descopăr și să văd cu ochii mei fundația aceasta la care vă referiți. Spuneți că sunt două? Există probe care susțin numai existența uneia, ceea ce mi se pare explicabil, întrucât cealaltă se află la capătul opus al axei galactice. Păi atunci o vom vizita. Generalul se ridică în picioare și își îndreptă centura. Știți încotro să mergeți? Întrebă Bar. Într-un fel da. Documentele rămase de pe vremea penultimului vicerege, cel care l-ați ucis, conțin relatări neclare despre barbar de pe lume exterioară. De fapt, una dintre fiicele lui a fost dată de soție unui prinț barbar. Mă descurc eu. Întinse mâna pentru a-și lua rămas bun. Vă mulțumesc pentru ospitalitate. Duce-mi Bar, îi strânse mâna și se înclină ceremonios. Vizita dumneavoastră m-a onorat în mod deosebit. Cât privește informațiile pe care mi le-ați dat, continuă Berlioz, voi găsi o cale de a vă mulțumi când mă voi întoarce. Duce-mi Bar își conduse respectuos oaspetele până la ușă și, privind în urma autovehiculului ce se îndepărta, spuse: dacă te vei mai întoarce. 2. Magicienii. Fundația. După 40 de ani de expansiune, fundația a trebuit să înfrunte amenințarea lui Rios. Zilele de epopee ale lui Hardin și ale lui Mallow dispăruseră și odată cu ele apuseseră într-o oarecare măsură temeritatea și hotărârea. Enciclopedia Galactică. În camera izolată de care nimeni nu se putea apropia să tragă cu urechea, se aflau patru bărbați. După ce și-aruncară privirii furișe, se uitară spre masa care îi despărțea, unde îi așteptau patru sticle și tot atâtea pahare pline, dar niciunul nu se atinse de al său. Apoi, bărbatul cel mai apropiat de ușă întinse mâna și bătu calm și ritmat cu degetele în tabla mesei. Vă mai gândiți mult? Întrebă el. Oare contează cine va vorbi primul? Atunci vorbește tu, spuse bărbatul corpolent care stătea vis-a-vis. Tu ar trebui să fii cel mai îngrijorat. Senet Forel zise sec, fără nicio urmă de umor. Asta pentru că mă consideri cel mai bogat dintre toți, ori pentru că te aștepți să continui așa cum am început. Sper că n-ai uitat că flota mea comercială a capturat nava lor însărcinată cu misiuni de cercetare. Aveai flota cea mai mare și cei mai buni piloți, interveni al treilea, ceea ce ne lasă să înțelegem că ești cel mai bogat dintre noi. A fost un risc pe care nimeni altul nu și l-ar fi putut asuma. Senet Forel chicoti din nou. Am moștenit de la tatăl meu o anumită ușurință în a-mi asuma riscuri. La urma urmelor, atunci când îți asumi niște riscuri, trebuie să le justifici prin foloasele pe care le tragi.
Luați ca exemplu faptul că nava inamică a fost izolată și capturată fără pierderi pentru noi și fără a fi nevoie să le alertăm pe celelalte. Pe fundație se recunoștea în mod deschis și se accepta tacit că Forer era fiul nelegitim al marelui dispărut, Hobart Mallow. Cel de-al patrulea bărbat clipi mărunt din ochi, aruncând o căutătură furișă. Strecură printre buzele subțiri câteva cuvinte. Nu-i cazul să fiți atât de mândru că ați capturat o navă minusculă. Pentru că probabil o să-l irităm și mai și pe tânărul acela. Crezi că îi mai trebuie alte motive? Întrebă Forel disprețuitor. Cred că da, și asta îl va scuti de osteneala de a-și căuta vreunul, spuse cel de-al patrulea și continuă. Hobart Mallow nu proceda așa și nici Salvor Hardin. Îi lăsau pe adversari să aleagă incerta cale a forței, iar ei acționau cu siguranță și fără zarvă. Forel se strâmbă. Nava aceasta și-a dovedit importanța. Motivele n-au nicio valoare, afirmă el cu satisfacția neguțătorului înnăscut. Apoi adăugă. Tânărul vine din vechiul imperiu. Știam, zise cel de-al doilea bărbat, cel corpolent cu o voce groasă și nemulțumită. Am bănuit, îl corectă Forel cu calm. Când apare un om cu nave și bani, cu intenții amicale și cu propuneri de afaceri, mi se pare că e o chestiune de bun simț să te stăpânești și să nu ți-l faci dușman decât dacă ai siguranța că profitul pe care îl sugerează nu constituie până la urmă decât un paravan. Acum însă, se cuvenea să fim mai precauți, spuse al treilea cu o iritare reținută. Trebuia să aflăm noi primii chiar înainte de a-i permite să plece. Ar fi fost cea mai înțeleaptă hotărâre. Problema s-a discutat și s-a rezolvat, spuse Forer, care, printr-un gest larg și decis, le arătă celorlalți că subiectul nu mai e actual. Guvernul este nehotărât, iar primarul un neisprăvit, se plânse cel de-al treilea. Cel de-al patrulea îi privi pe ceilalți pe rând, scoțându-și din gură țigara de foi stinsă. O lăsă să cadă neglijent într-o fantă din dreapta lui în care dispăru, dezintegrându-se cu o strălucire de o clipă. Sunt încredințat, spuse el sarcastic, că domnul care a vorbit ultimul s-a exprimat astfel din pură obișnuință. Ne putem reaminti că noi suntem guvernul. Se auzi un murmur aprobator. Atunci să lăsăm deoparte politica guvernului, spuse cel de-al patrulea privind tăblia mesei. Tânărul acesta, acest străin, ar fi putut deveni un client. S-au mai întâlnit cazuri. Toți trei ați încercat să-l înduplecați să încheie un contract preliminar. Deși avem un acord, o înțelegere verbală, care interzice acest lucru. Totuși, ați încercat. Și tu ai fi făcut la fel, mârâi cel de-al doilea bărbat. Știu, spuse cel de-al patrulea. Atunci să nu mai discutăm despre ceea ce ar fi trebuit să facem mai devreme și să vedem ce trebuie să facem acum, îl întrerupse Forer. În cazul în care l-am fi aruncat în închisoare, ori l-am fi ucis, ce s-ar fi întâmplat? Încă nu-i cunoșteam intențiile și, oricum, nu am distruge un imperiu dispunând de viața unui om. S-ar putea să existe flote întregi pregătite pentru situația în care nu s-ar mai întoarce. Exact, îl aprobă cel de-al patrulea. Îmi spune și mie cu ce v-ați ales de pe nava capturată? Sunt prea bătrân ca să mai suport astfel de discuții. Putem rezuma totul în câteva cuvinte, spuse Forel morocănos. E un general din imperiu sau ce grad o fi având acolo. Un tânăr care s-a comportat strălucit ca militar, așa am auzit, și care este un idol pentru oamenii săi. O carieră foarte romantică. Nu mă îndoiesc că istoriile pe care ei le povestesc sunt pe jumătate minciuni, dar chiar și așa îl ridică în slăvi ca pe un fel de bărbat minune. Cine sunt acești ei? Întrebă cel de-al doilea. Echipajul navei capturate. Ascultați, declarațiile lor sunt înregistrate pe un microfilm pe care l-am pus la loc sigur. Mai târziu, dacă doriți, puteți să-l vizionați sau să vorbiți personal cu oamenii dacă socotiți necesar. Eu v-am spus esențialul. Cum ai obținut declarațiile? De unde știi că au spus adevărul? N-aș zice că prin blândețe, domnule, spuse Forel, încruntându-se. I-am maltratat, i-am drogat de nu mai știam nici eu cine sunt și i-am folosit fără nicio reținere sonda. Au vorbit, puteți să le dați crezare. Înainte vreme, se trezi vorbind cel de-al treilea, aparent fără nicio legătură cu subiectul, s-ar fi folosit psihologia pură. O metodă care nu provoacă dureri, dar foarte sigură. Nu dă niciodată greș. Ei, multe erau odinioară, spuse Forel sec. Trăim alte timpuri. Dar ce căuta aici acest general, acest bărbat nemaipomenit? Întrebă cel de-al patrulea cu o voce obosită, dar în care se simțea încăpățânarea de a obține un răspuns. Forel îi aruncă o privire critică. Îți închipui că încredințează celor din echipaj detalii de politică de stat? Habar n-aveau. Din acest punct de vedere n-am aflat nimic și doar am încercat. Galaxia mi-e martor. Ceea ce ne lasă să tragem propriile noastre concluzii, evident. Forel bătea darabana pe tăblia mesei. Deși tânărul este un conducător militar al Imperiului, a pretins că este un prințișor neînsemnat peste câteva stele împrăștiate într-un colț uitat al periferiei.
Fie și numai acest lucru ne convinge că nu-i convine ca noi să-i cunoaștem adevăratele motive. Și dacă ar fi să coroborăm natura profesiunii lui cu faptul că Imperiul a susținut un atac împotriva noastră pe vremea tatălui meu, pericolul este real și înspăimântător. Primul atac a dat greș. Personal mă îndoiesc că Imperiul ne are la suflet pentru asta. Și nu există nimic cert în investigațiile tale? Întrebă prudent cel de-al patrulea bărbat. Nu cumva ne-a ascuns ceva? În niciun caz, spuse Forel calm. Acum nu mai este vorba de rivalitate și de competiție în afaceri. Suntem obligați să fim uniți. Patriotism, pufni ironic cel de-al treilea bărbat. Lăsați patriotismul pe seama altora, iotăie Forel rece. Credeți că pun vreun preț pe ceea ce vrea să fie cel de-al doilea imperiu? Credeți că mi-aș risca măcar o singură reprezentanță comercială pentru a-i netezi calea? Vă imaginați că afacerile mele sau ale voastre vor merge mai bine dacă vom fi cuceriți de imperiu? Dacă imperiul învinge, vor apărea destui corpi flămânzi care să se năpustească asupra trofeelor. Iar noi am fi trofeele, adăugă cel de-al patrulea indiferent. Cel de-al doilea bărbat sparse tăcerea care se lăsase și se foi greoi, încât scaunul scârțâi sub greutatea lui. Dar ce rost are să mai discutăm despre asta? Imperiul nu ne poate învinge, nu-i așa? Doar Seldon ne-a asigurat că până la urmă vom forma cel de-al doilea imperiu. E vorba doar de o simplă criză. Au mai fost trei înainte. Da, o simplă criză, repetă Forel gânditor. Numai că în cazul primelor două l-am avut pe Salvor Hardin, care să ne conducă, la cea de-a treia l-am avut pe Hobar Mallow. Dar acum pe cine mai avem? Le aruncă celorlalți o privire întunecată și continuă. Legile psihoistorice ale lui Seldon, pe care ne bazăm cu atâta comoditate, conțin, probabil, ca o variabilă importantă, o anumită inițiativă din partea oamenilor fundației și mi se pare normal să fie așa. Legile lui Seldon îi ajută pe cei ce se ajută singuri. Dacă ții atât de mult la proverbe, vremurile mari creează oameni mari, spuse cel de-al treilea bărbat. Nu ne putem bizui pe proverbe, asta e sigur, reluă grav Forel. Iată calea care îmi pare demnă de urmat în cazul în care ne vom confrunta cu cea de-a patra criză, atunci Seldon a anticipat-o. Dacă acest lucru e adevărat, criza poate fi depășită, deci trebuie să existe o soluție. În prezent, Imperiul este mai puternic decât noi și asta nu de azi de ieri. Dar acum ne paște pentru prima dată primejdia unui atac direct, așa încât amenințarea e mai grozavă ca oricând, iar dacă ea poate fi înfrântă, atunci trebuie să o facem ca și în cazul crizelor precedente, prin alte metode decât prin forța pură. Trebuie să-i găsim adversarului punctul slab și acolo să-l lovim. Și care ar fi acel punct slab? Întrebă cel de-al patrulea bărbat. Ai de gând să propui o teorie? Nu. Aici vroiam să ajung. Marii noștri conducători din trecut au detectat întotdeauna slăbiciunile adversarilor și le-au folosit în propriul avantaj. Acum însă, vocea lui trădă lipsa de speranță și pentru o vreme nimeni nu îndrăzni să comenteze. Apoi, cel de-al patrulea rupse tăcerea. Avem nevoie de spioni. Forel se întoarse spre el brusc înflăcărat. Exact. Nu știm când va ataca Imperiul. Poate avem timp să ne pregătim. Și Hobar Mallow, în persoană, a pătruns în interiorul Imperiului, sugeră cel de-al doilea bărbat. Nu e nevoie de o acțiune atât de directă, spuse Forel clătinând din cap. Niciunul dintre noi nu mai este tânăr, toți am devenit sclavii detaliilor administrative și ne-am învățat cu fastul protocoalelor. Avem nevoie de oameni tineri care călătoresc mult, neguțători independenți? Întrebă cel de-al patrulea. Forel clătină afirmativ din cap și spuse. Dacă nu cumva e prea târziu. 3. Mâna moartă. Belrios, care se plimba îngrijorat prin birou, se opri și îl privi plin de speranță pe aghiotantul său care tocmai intrase. Ai vreo veste despre Starlet? Niciuna. Navele de cercetare au cutreierat în lung și în lat, dar instrumentele n-au detectat nimic. Comandantul Yume a raportat că flota este pregătită pentru un atac de represalii. Nu, pentru o simplă navă de patrulare, spuse generalul clătinând din cap, încă nu. Spune-le să dubleze. Stai, redactez eu mesajul. Să fie codificat și transmis prin fascicul cu bandă îngustă. În timp ce vorbea, îi dădu ofițerului hârtia și întrebă. Suenianul a fost adus? Încă nu. Atunci să fie trimis la mine imediat ce sosește. Aghiotantul salută scurt și plecă. Rios își reluă umbletul ca un întemnițat. Când ușa se deschise din nou, în prag se afla Ducembar. Pășind încet în urma aghiotantului care îl condusese, intră în încăperea orbitor de luxoasă, al cărei tavan era ornamentat cu un model stereoscopic al galaxiei. În centrul încăperii, îmbrăcat în uniformă, Belrios îl aștepta. Bună ziua, patricianule! Generalul împinse cu piciorul un scaun și făcu semn aghiotantului să plece, spunându-i: Nu intră nimeni până la noi ordine. Rămase drept în fața suenianului, cu picioarele larg desfăcute, cu mâinile la spate, legănându-se încet și gânditor pe călcâie. Apoi spuse aspru:
Patricianule, ești supus loial al Imperiului? Bar, care până atunci tăcuse nepăsător, ridică din sprâncene și răspunse calm. N-am niciun motiv să iubesc dominația imperială, ceea ce e departe de a spune că ai fi capabil de trădare. Adevărat, dar acest simplu fapt nu înseamnă nici de cum că sunt de acord să acționez ca sprijinitor. În condiții normale, și acest lucru este adevărat, însă refuzul de a ne ajuta acum, spus serios apăsat, va fi considerat trădare și va fi tratat în consecință. Bar se încruntă. Păstrați-vă șfichiurile verbale pentru subordonați. Spuneți precis ce doriți de la mine și îmi va fi de ajuns. Prios se așeză picior peste picior. Bar, noi am mai avut o discuție cu jumătate de an în urmă. Despre magicienii dumneavoastră? Da, îți amintești ce am spus că voi face? Bar încuvință din cap în timp ce își odihnea mâinile pe genunchi. Voiați să-i vizitați și ați fost plecat acolo în ultimele 4 luni. I-ați găsit? Dacă i-am găsit? Bineînțeles, strigă Rios. Patricianule, nu sunt magicieni, ci diavoli. E dincolo de orice închipuire. Gândește-te numai. O lume de mărimea unei batiste, a unui degetar cu resurse atât de sărăcăcioase, cu o putere atât de neînsemnată și cu o populație atât de redusă, cum nu întâlnești nici pe cele mai înapoiate lumi din prăfuitele prefecturi ale stelelor întunecate. Și, cu toate acestea, un popor atât de mândru și ambițios încât visează să pună stăpânire încet și metodic pe toată galaxia. Sunt foarte sigur de ei și nici măcar nu se grăbesc. Se mișcă încet, flegmatic, vorbesc de secolele necesare, închid o lume după alta fără efort, se strecoară printre sisteme cu o încredere nepăsătoare. Și reușesc. Nimeni nu-i poate opri. Au constituit o murdară comunitate comercială care își încolocește tentaculele în jurul unor sisteme situate mult mai departe decât cutează să se aventureze navele lor ca niște jucării. Neguțătorii, așa își zic agenților, pătrund tot mai adânc, parsec după parsec. Duce-n bară, îi întrerupse tirada. Cât adevăr conțin informațiile și care-i rostul acestei izbucniri de furie? Soldatul se controlă și redeveni calm. Nu sunt orbit de furie. Te asigur că am vizitat lumi mai apropiate de Suena decât de fundație pe care Imperiul era un mit îndepărtat, iar necuțătorii, adevăruri vii. Noi înșine am fost luați drept necuțători. Și v-au spus oamenii fundației că țintesc să domine galaxia? Chiar așa de-a dreptul? Rios se înfurie din nou. N-aveau cum. Persoanele oficiale nu scot o vorbă despre asemenea lucruri. Ele se referă exclusiv la afaceri. Am discutat însă cu oameni simpli și le-am reținut spusele. Destinul lor, sigur. Acceptarea calmă a unui mare viitor. Așa ceva nu se poate ascunde. E vorba de un optimism universal pe care nici nu încearcă să-l tăinuiască. Suenianul își stăpâni cu greu satisfacția. Până acum s-ar părea că ceea ce ați constatat singur seamănă cu ceea ce am descoperit eu din puținele date pe care le-am avut. Fără îndoială, răspuns serios sarcastic, e un tribut pe care îl aduc puterii tale analitice și, în același timp, o recunoaștere sinceră și limpede a pericolului din ce în ce mai mare care amenință proprietățile maestății sale imperiale. Bar ridică din umeri nepăsător, iar Rios, aplecându-se brusc, îl prinse pe bătrân de brațe și îl privi drept în ochi cu o ciudată blândețe. Nu-ți face griji, patricianule. Nu doresc să fiu barbar. Din punctul meu de vedere, perpetuarea ostilității sueniene față de Imperiu reprezintă o povară cumplită și aș face orice să o uit. Însă specialitatea mea este militaria și nu mă pot amesteca în treburi civile. Ar însemna să fiu rechemat și asta mi-ar distruge cariera, înțelegi? Sunt sigur că da. Îți spun între 4 ochi. Lasă ca autorul atrocităților care au durat 40 de ani să fie răsplătit prin acte de răzbunare și să nu ne mai gândim la restul. Recunosc deschis că am nevoie de ajutorul tău. În vocea tânărului se simțea o impresionantă îngrijorare, dar duce în bar, clătină hotărât și calm din cap în semn de refuz. Nu înțelegi, patricianule, spus serios, rugător, și mă îndoiesc că sunt în stare să te fac să înțelegi. Nu pot câștiga pe terenul tău. Tu ești savant, iar eu sunt militar. Dar sunt sigur măcar de câteva lucruri. Orice părere ai avea despre Imperiu, vei recunoaște că a adus și mari servicii. Forțele lui armate au comis crime, aici și colo, dar, în mare, au fost o forță a păcii și civilizației. Forța imperială a creat Pax Imperium, care a domnit în întreaga galaxie vreme de 2000 de ani. Compară cele 2 milenii de pace trăite sub semnul Soarelui și a Navei cu cele 2 milenii de anarhie interstelară de dinainte. Gândește-te numai la războaiele și distrugerile din zilele acelea și spunem dacă, în ciuda tuturor erorilor comise, Imperiul nu merită să fie păstrat. Gândește-te, continuă el avântat, la ceea ce s-a ales de lumile exterioare ale galaxiei acum, când toate s-au desprins și sunt independente, și puneți întrebarea dacă, de dragul unei răzbunări copilărești, merită să transformi Suena dintr-o provincie protejată de o flotă neînfricată într-o lume barbară a galaxiei decăzută și scufundată în mizerie. Se va înrăutăți totul așa de curând?
murmură suenianul. Nu, recunosc curios. Dacă viețile noastre ar fi de 4 ori mai lungi, cu siguranță că am aflat. Destinul meu, pe care nu ți-l pot impune, e să lupt pentru imperiu, pentru o tradiție militară. Ea își găsește originea în instituția imperială pe care o slujesc. Deveniți mistic și mi-e întotdeauna greu să înțeleg în misticismul altuia. N-are importanță, înțelegi pericolul pe care îl reprezintă fundația. Dacă mi-amintesc bine, chiar înainte de plecarea dumneavoastră de pe Suena, v-am atenționat asupra acestuia. Atunci îți dai seama că trebuie oprit încă dintr-un început, altfel nu vom mai putea face niciodată. Ai avut idee de această fundație înainte ca oricine altcineva să audă măcar de ea. Ai aflat mai multe despre ea decât oricare altul din Imperiu. Probabil că știi cum poate fi atacată fără riscuri și mă poți avertiza asupra contramăsurilor pe care le va lua. Hai să fim prieteni. Duce-mi bar, se ridică și spuse calm. Ajutorul pe care vi-l pot da eu nu înseamnă nimic, deci vă scutesc de a-mi adresa o asemenea rugăminte. Lasă-mă să judec eu prioritățile. Nu, vorbesc foarte serios. Nici întreaga putere a Imperiului nu ar putea să strivească această lume aparent neînsemnată. De ce? Ochii lui Berlioz se aprinseră de furie. Rămâi aici. Vei pleca când îți voi permite eu. Dacă ți închipui că subestimez acest dușman pe care l-am descoperit, te înșeli. Patricianule, spuse el reținut. La întoarcere am pierdut o navă. N-am nicio dovadă că ar fi căzut în mâinile fundației, dar n-a mai fost găsită de atunci și dacă ar fi avut loc un accident, ar fi trebuit să-i găsim epava până acum. Nu e o pierdere importantă. Nu înseamnă mare lucru, dar asta îmi sugerează că, probabil, fundația a declanșat deja ostilitățile. O asemenea grabă și o ignorare a consecințelor ar putea să însemne forțe despre care nu știu nimic. Îmi răspuns la o întrebare foarte precisă, care este puterea lor militară? N-am idee. Atunci, dezlușește singur ceea ce ai afirmat. De ce susții că Imperiul nu poate zdrobi acest mic dușman? Suenianul se așeză din nou și evită privirea fixă a lui Rios. Spuse apăsat. Pentru că am încredere în principiile psihoistoriei. E o știință ciudată. A atins maturitatea printr-un singur om, Harry Seldon, și a pierit odată cu el pentru că nimeni n-a mai reușit să-i stăpânească ițele complicate. Dar, în acea scurtă perioadă, s-a dovedit cel mai puternic instrument de studiere a umanității inventat vreodată. Fără a pretinde anticiparea acțiunilor oamenilor ca indivizi, ea a formulat legi precise capabile de analiză matematică și de extrapolare în scopul dirijării și anticipării acțiunii concertate a grupurilor umane. Și a fost psihoistoria pe care Seldon și grupul său a aplicat-o din plin la întemeierea fundației. Locul, momentul și condițiile se întrepătrund din punct de vedere matematic și conduc astfel, în mod inevitabil, la dezvoltarea Imperiului Universal. Lui Rios începu să-i tremure glasul de indignare. Vrei să spui că această știință prezice că voi ataca fundația și că voi pierde nu știu ce bătălie din motive cunoscute dinainte? Încerci să susții că sunt un robot fără imaginație și că urmez un drum la capătul căruia îmi voi găsi sfârșitul? Nu, răspunse tăios bătrânul patrician. Am afirmat deja că știința nu are nimic de a face cu acțiunile individuale și că a fost anticipat un context mai larg. Prin urmare, ne aflăm în strânsoarea zeiței necesității istorice? A necesității psihoistorice. Îl ajută Bar cu delicatețe. Și dacă mi exercit dreptul meu de liberă voință, dacă hotărăsc să atac anul viitor sau să nu atac deloc? Cât de docilă este zeița? Cât de ingenioasă? Bar ridică din numeri. Puteți ataca acum, ori niciodată, cu o singură navă sau cu forța întregului imperiu. Prin forța militară, ori prin presiuni economice, printr-o declarație deschisă de război sau printr-o ambuscadă perfidă. Puteți face orice doriți, exercitându-vă plenar libera voință. Și totuși veți pierde. Din cauza mâinii moarte a lui Seldon? Din cauza că mâna moartă a matematicii comportamentului uman nu poate fi nici oprită, nici deviată, nici frânată. Cei doi rămaseră față în față ca într-o încleștare mută, până când generalul făcu un pas înapoi. Primesc provocarea. O mână moartă contra unei voințe vii, spuse el simplu. 4. Împăratul Cleon al II-lea, numit îndeopște cel mare. Ca ultim împărat puternic al primului imperiu, el este important prin renașterea artistică și politică ce a avut loc în timpul lungii sale domnii. Literatura romanțată ni-l face cunoscut totuși mult mai bine, legându-i numele de cel al lui Berlioz, deci pentru oamenii simpli rămâne împăratul lui Rios. Nu trebuie să lăsăm ca evenimentele din ultimul său an de domnie să umbrească 40 de ani de Enciclopedia Galactică. Cleon al II-lea, numit îndeopște cel mare, ultimul împărat puternic, o dureroasă suferință care nu poate fi diagnosticată. Date fiind neînțelesele meandre ale vieții oamenilor, cele două afirmații nu se exclud și nici nu sunt compatibile.
De-a lungul istoriei s-au întâlnit supărători de multe cazuri similare, dar lui Cleon al II-lea nu-i păsa de astfel de precedente. Suferințele personale nu i s-ar fi ameliorat câtuși de puțin, chiar dacă s-ar fi gândit la lista lungă de cazuri asemănătoare. La fel de puțin l-ar fi liniștit și gândul că, în timp ce străbunicul său fusese domnitor și pirat al unei planete cât un grăunte de praf, el domnea în Palatul Plăcerilor, care aparținuse lui Amenetic cel Mare, ca moștenitor al unui șir de domnitori galactici ce se pierdea în negura vremurilor. În aceste momente nu l-alina nici măcar faptul că, prin eforturi deosebite, tatăl său curățase focarele de revoltă și restabilise pacea și unitatea de care se bucurase Imperiul sub Stanel al VI-lea și că, prin urmare, în cei 25 de ani ai domniei sale, nici măcar ideea de răscoală nu-i umbrise strălucirea gloriei. Împăratul galaxiei și stăpânul tuturor a avut o tresărire și își lăsă capul pe spate în câmpul înviorator de forță din jurul pernelor. Câmpul opunea o ușoară rezistență și, simțind plăcuta lui mângâiere, Cleon se liniști. Se ridică greoi în capul oaselor și privi morocănos către pereții camerei. Nu era o cameră în care să stai singur. Era prea mare. Toate camerele erau prea mari. Mai bine să fie singur în timpul acestor crize care listovesc complet decât să suporte agitația plină de ifose și compasiunea curtenilor, obtuzitatea lor îngăduitoare și fără vlagă. Mai bine singur decât să vadă măștile insipide în spatele cărora se țes speculații nesfârșite privind probabilitatea morții și soarta succesiunii. Gândurile îl copleșiră și îi dădură putere. Cei trei fii ai săi, falnici, virtuoși, puteau oferi un viitor imperiului. Dar unde dispăruseră tocmai acum când se simțea atât de rău? Așteptau, desigur, fiecare cunoscând mișcările celorlalți și cu toții supraveghendu-l pe el. Se foi nemulțumit. Și acum Broderick tângea să vină în audiență. Credinciosul Broderick, născut într-o familie nevoiașă, credincios pentru că altfel n-ar fi fost detestat de toată lumea, fără deosebire, ura fiind singurul punct comun al numeroaselor grupuri care formau curtea. Broderick, favoritul credincios pentru că așa trebuia să fie, cel care, dacă nu se va îmbarca pe cea mai rapidă navă din galaxie imediat după moartea împăratului, va sfârși în camera atomică. Cleon al II-lea atinse butonul de pe brațul divanului încăpător pe care stătea și ușa imensă de la capătul camerei se dizolvă devenind transparent. Broderick înainte pe covorul stacojiu și în genunchi pentru a săruta mâna vlăguită a împăratului. "Cum vă simțiți, sire?" întrebă secretarul particular cu o voce slabă în care se simțea îngrijorare. "Sunt viu, dacă mai poți numi viață ceea ce a devenit un domeniu primitor și insensibil la tot felul de experiențe nevolnice ale oricărui șarlatan în stare să citească o carte de medicină," ioreteză împăratul exasperat. "Dacă mai există vreun remediu chimic, fizic sau atomic încă netestat, atunci poți fi sigur că se va găsi mâine poimine vreun deștept bun de gură care să vină din cine știe ce văgăuna a Imperiului ca să mi-l propună. Și e foarte probabil că va fi folosită ca autoritate vreo carte abia descoperită sau mai degrabă măsuită. Pe memoria tatălui meu," continuă împăratul deslănțuit, "se pare că nu mai există niciun biped care să poată studia o boală cu proprii săi ochi sau care să poată lua pulsul fără să consulte o carte din vechime. Și ei numesc asta necunoscută. Neghiobi. Dacă de-a lungul mileniilor, corpul uman deprinde noi metode de a o lua razna, cauza rămâne necunoscută și deci boala e incurabilă pentru că studiile anticilor n-au descoperit-o. Ori anticii ar trebui să fie acum în viață, ori eu ar trebui să trăiesc în vremea lor." Împăratul lăsă să-i scape câteva blesteme în timp ce Broderick aștepta supus. Apoi întrebă prost dispus: "Cât sunt afară?" Și făcu cu capul către ușă. "Sala mare adăpostește numărul obișnuit. Atunci să aștepte. Sunt ocupat cu treburi de stat. Trimite-l pe capitanul gărzii să-i anunțe. Sau lasă treburile de stat. Să le spună că nu acordă audiențe și să arboreze o figură îndurerată. Șacalii s-ar putea trăda singuri." Împăratul râse disprețuitor. "Circulă zvonuri, sire, că vă supără inima," spuse Broderick cu umilință. Împăratul pufni răutăcios. "Cei care iau în serios acest zvon vor avea dureri de inimă și mai rele. Spune-mi mai degrabă ce dorești tu." Broderick se ridică de jos când îi făcu semn împăratul și spuse: "În legătură cu generalul Bel Rios, guvernatorul militar al Suenei." "Rios?" făcu Cleon încruntat. Încercă să-și amintească, dar nu știu de unde să-l ia. "Stai puțin, nu-i cel care a trimis un mesaj fantezist cu câteva luni în urmă?" "Da, știu acum. Cerșea o aprobare ca să-și facă o carieră de cuceritor într-o gloria Imperiului și a împăratului." "Exact, sire." Împăratul izbucni în râs. "Crezi că mai am asemenea general Broderick? Astfel de oameni par a fi bizare relicve ale trecutului
Și ce am răspuns? Cred că ai avut tu grijă să-i răspunzi. Da, sire. I s-a cerut să trimită informații suplimentare și să nu ia nicio hotărâre care să implice acțiuni navale fără ordinul personal al împăratului. Destul de prudent. Cine e acest Rios? A fost vreodată pe la curte? Broderick dădu afirmativ din cap și colțurile de gurii se ridicară într-o încercare de zâmbet ironic. Și-a început cariera militară acum 10 ani prin a fi cadet în gardă. A participat la lupta de la aglomerarea Lemul. Aglomerarea Lemul? Nu mai am o memorie atât de... Atunci când un tânăr soldat a intervenit salvând două nave de linie de la o ciocnire directă, gesticulă iritat. Nu mi-amintesc detaliile. A fost ceva eroic. Rios era acel soldat. A fost avansat și numit capitan activ pe o navă, spuse Broderick Seg. Iar acum guvernator militar al unui sistem de la graniță. Și încă tânăr. Un bărbat capabil, Broderick. Nu ne putem baza pe el, sire. Trăiește în trecut. Are nostalgia acelor vremuri sau mai degrabă a miturilor care relatează despre viața de atunci. Asemenea, oameni sunt inofensivi în ceea ce îi privește, dar ciudata ignorare a realității îi face să pară niște caragioși în ochii altora. Subordonații sunt complet subjugați de el, adăugă Broderick. Este unul din generalii iubiți. Chiar așa? Se miră împăratul. Hai, Broderick, nu mi-ar surâde să fiu slujit numai de incompetenți. Astfel de oameni n-au cum să devină exemple de invidiat în ceea ce privește credința. Un trădător care este și incompetent nu prezintă niciun pericol. Mai degrabă, oamenii capabili trebuie supravegheați. Te numeri și tu printre aceștia, Broderick? Cleon al doilea râse și apoi se strâmbă de durere. Bine, lasă acum cuvintele mari. Ce vești mai ai de la acest tânăr cuceritor? Sper că n-ai venit doar ca să retrăim trecutul. Sire, s-a primit un nou mesaj de la generalul Rios. Da? Și ce mai dorește? A spionat zona în care trăiesc acești barbari și recomandă o expediție în forță. Motivațiile sunt detaliate și destul de plicticoase. Cu toate acestea, nu merită să o deranjez pe maestatea voastră imperială acum când sunteți indispus, mai ales că problema va fi discutată pe îndelete în cursul sesiunii Consiliului Lorzilor. Se uită către împărat. Cleon se încruntă. Lorzi? E o treabă de competența lor? Asta ar însemna noi cereri pentru o interpretare mai permisivă a cartei. Întotdeauna se ajunge la asemenea pretenții. E inevitabil, sire. Ar fi fost mai bine dacă Augustul dumneavoastră tată ar fi înfrânt ultima revoltă fără să acorde acea cartă. Dar pentru că ea există, trebuie să o suportăm o vreme. Cred că ai dreptate. Atunci lor zi să dezbată problema. Dar pentru ce atâta solemnitate? La urma urmei nu-i decât un subiect minor. Succesul la o graniță îndepărtată cu trupe nu prea numeroase nu reprezintă o treabă de stat. Broderick schiță un zâmbet și spuse indiferent. Poate pentru un idiot romantic, dar chiar și un asemenea om devine o armă mortală dacă un rebel lipsit de romantism îl folosește ca unealtă. Sire, omul a fost iubit aici și este iubit și la graniță. Tânăr e, iar dacă va anexa una sau două planete barbare care au luat-o razna, va deveni un cuceritor. Și un tânăr cuceritor, capabil să stârnească entuziasmul piloților, minerilor, comercianților și al altor asemenea specimene, este oricând un pericol. Chiar dacă n-ar fi împins de dorința de a proceda ca dumneavoastră, așa cum a procedat Augustul dumneavoastră tată cu uzurpatorul Ricker, tot ar putea fi folosit drept armă de către unul dintre loialii voștri lorzi. Cleon al doilea făcu un gest repezit și se chirci de durere. Se liniști, dar zâmbetul lui era șters și vorba doar o șoaptă. Ești un supus neprețuit, Broderick. Întotdeauna bănuiești mai mult decât se cuvine și trebuie să accept doar jumătate din precauțiile pe care le-ai sugerat ca fiind absolut sigure. Le vom supune spre dezbatere în Consiliul Lorzilor. Vom vedea ce spun și ei și vom lua măsuri în consecință. Presupun că tânărul încă nu a întreprins nicio acțiune ostilă. N-a raportat așa ceva, dar cere deja întăriri. Întăriri. Ochii împăratului se luminară uimire. Ce forță are cu el? 10 nave de linie sire cu vasele auxiliare respective. Două dintre nave sunt echipate cu motoare recuperate de la fosta mare flotă, una cu o baterie de artilerie grea din aceeași sursă, iar celelalte sunt din ultimii 50 de ani, dar totuși utilizabile. 10 nave mi se par suficiente pentru orice acțiune rezonabilă. Tatăl meu a obținut primele victorii asupra uzurpatorului cu mai puține. Cine sunt barbarii ăștia împotriva cărora vrea să lupte? Secretarul particular ridică ochii plini de sine. Raportul face referire la fundație. Fundație? Ce înseamnă asta? Nu avem documente despre ea, sire. Am cercetat cu atenție arhivele. Zona indicată se află în vechea provincie Anacreon, care acum două secole a decăzut fiind bântuită de piraterie, barbarie și anarhie. Cu toate acestea, nu există nicio planetă cunoscută sub numele de fundație în întreaga provincie. Există câteva mențiuni neclare despre un grup de oameni de știință trimiși în provincia aceea cu puțin timp înainte de a ieși de sub protecția noastră. Oamenii de știință trebuiau să pregătească o enciclopedie, zâmbi vag,
Cred că au numit-o fundația enciclopediei. Atunci, socoti împăratul îngândurat, aceasta mi se pare un element suficient pentru a face vreo supoziție. Sire, nu s-a mai primit niciun mesaj din partea acelei expediții după instaurarea anarhiei în regiune. Dacă urmașii lor mai trăiesc și încă își păstrează numele, atunci e sigur că s-au scufundat în barbarie. Și deci vrea întăriri. Împăratul îl privi neîndurător. Foarte ciudat. Să-ți propui să lupți împotriva unor sălbatici cu 10 nave și să ceri întăriri chiar înainte de a da prima lovitură. Și cu toate astea, parcă am început să-mi-l amintesc pe acest Rios. Era un băiat atrăgător provenit dintr-o familie loială nouă. Brodrick, există complicații al căror înțeles nu-l pătrund. S-ar putea ca ele să aibă o importanță mai mare decât pare la prima vedere. Își plimbă degetele pe ceașaful strălucitor care îi acoperea picioarele țepene. Am nevoie de un om acolo, spuse el, unul care să vadă tot, să înțeleagă și să fie credincios, Brodrick. Secretarul dădu supus din cap. Și navele, sire? Încă nu. Împăratul gemu ușor în timp ce își schimba poziția cu mare atenție și îndreptă spre Brodrick un deget tremurător. Nu, până nu vom ști mai multe. Convoacă consiliul lor zilor de azi într-o săptămână. Va veni și momentul potrivit pentru cucerire. Vom rezolva și problema asta. Altfel, mulți vor regreta. Își lăsă capul în fluxul înviorător al pernei cu câmp de forță spre a-și alina durerile. Du-te acum, Brodrick, și trimite doctorul. E cel mai nătâng șarlatan pe care l-am avut. 5. Începe războiul. Din Suena, care devenise punctul central, forțele Imperiului porniră cu precauție spre zonele necunoscute și întunecate ale periferiei. Navele gigantice străbătură distanțele vaste care separau stelele călătoare de la marginea galaxiei și își căutară drum spre zonele în care se făcea simțită influența fundației. Lumile izolate și scufundate de mai bine de două secole în barbarie simțiră din nou sosirea lorzilor imperiali pe pământurile lor. Jurară credință sub amenințarea artileriei îndreptate spre orașele capitală. Fură postate garnizoane. Zeci de soldați îmbrăcați în uniforma imperială, purtând pe umeri însemnele navei și soarelui, bătrânii își amintiră din nou poveștile uitate, auzite de la străbunici despre vremurile în care universul era întins, bogat și netulburat de războaie și aceiași oameni, reprezentând nava și soarele, domniseră peste toate. Apoi, navele plecară mai departe ca să-și presare bazele din ce în ce mai avansate în jurul fundației. Și, pe măsură ce fiecare lume era prinsă în această plasă deasă, lui Belrios îi se transmiteau noi vești la cartierul general instalat în pustietatea stâncoasă a unei planete rătăcitoare și fără soare. Rios se relaxă și zâmbi mohorât către Ducembar. Ei, patricianule, tu ce părere ai? Eu? Ce valorează gândurile mele? Doar nu sunt militar. Contemplă cu ochii disprețuitori și obosiți dezordinea și aglomerarea de bolovani din încăperea alcătuită dintr-o peliculă artificială de aer, lumină și căldură care reprezenta singura celulă de viață în nemărginirea acelei lumi pustii. După cât ajutor vă pot oferi eu, sau după cât vă puteți aștepta de la mine, ați face mai bine să mă trimiteți înapoi pe Suena. Încă nu, încă nu. Generalul își întoarse scaunul spre colțul în care se găsea sfera uriașă, transparentă și strălucitoare care reprezenta vechea prefectură imperială Anacreon și sectoarele învecinate. Mai târziu, când vom termina aici, te vei întoarce la cărțile tale și la multe altele. Voi avea grijă ca proprietățile familiei să-ți fie restituite ție și copiilor tăi pentru totdeauna. Mulțumesc, spuse Bar ușor ironic, dar n-am încredere în sfârșitul fericit al acestei aventuri. Rios râse nepăsător. Nu începe iarăși cu întristătoarele tale profeții. Această hartă vorbește mai convingător decât teoriile tale lamentabile. Mângâie cu gingășie conturul invizibil. Știi să citești o hartă în proiecție radială? Bine, bine. Uită-te aici. Stelele aurii reprezintă teritoriile imperiale, stelele roșii pe cele lui ale fundației, iar stelele roz sunt acelea care se află probabil în sfera de influență comercială. Acum privește. Rios apăsă un buton și treptat o zonă în care se aflau puncte albe deveni de un albastru închis. Ca o ceașcă întoarsă cu gura în jos, ele învăluiră punctele roșii și roz. Stelele albastre au fost cucerite de forțele mele, spuse Rios cu mândrie, abia reținută, și ele avansează în continuare fără a întâmpina vreo rezistență. Barbarii sunt liniștiți. Forțele fundației dorm adânc. V-ați împrăștiat efectivele pretutindeni, adevărat? Întrebă Bar. De fapt, spuse Rios, în ciuda aparențelor n-am făcut-o. Punctele cheie în care stabilesc garnizoane și fortificații sunt puține, dar au fost judicios alese. Rezultă deci că forța dispersată e mică, iar succesul strategic deosebit. Sunt multe avantaje, chiar mai multe decât i s-ar părea unuia care n-a făcut un studiu atent al tacticii spațiale,
Însă e limpede pentru oricine, de exemplu că pot porni un atac din orice punct al unei sfere care se închide și că atunci când voi termina, fundația nu va mai putea ataca din flanc sau din spate. Această strategie a încercuirii prealabile a mai fost folosită îndeosebi în cursul campaniilor lui Loris al VI-lea, acum aproximativ 2000 de ani, dar niciodată complet, întotdeauna cu știința adversarului și cu încercările lui de a se opune. Acum situația e diferită. Cazul ideal pe care îl prezintă tratatele, vocea lui Bar era indiferentă și nepăsătoare. Tot mai crezi că forțele mele vor da greș? Întrebă Rios iritat. Desigur. Sper că înțelegi că nu există niciun caz în istoria militară în care, după ce încercuirea completă a fost realizată, forțele atacatoare să nu fi câștigat cu excepția situațiilor în care vreo flotă exterioară, destul de puternică, putea sparge încercuirea. Dacă ziceți dumneavoastră așa e, deci rămâi încă la părerea ta. Da, fie, spuse serios, ridicând din numeri. Bar lăsă ca iritarea să se mai atenueze și apoi întrebă calm. Ați primit vreun răspuns din partea împăratului? Rios își lua o țigară dintr-un sertar din spatele său, o puse într-un țigaret și o aprinse grijuliu. Te refer la cererea mea pentru întăriri? A venit, dar asta e tot. Doar un răspuns pe hârtie. Deci nicio navă. Niciuna. Nici nu prea speram, patricianule. N-ar fi trebuit să mă las să sedus de teoriile tale și, în primul rând, n-ar fi trebuit să-ți cer părerea. Mă pune într-o falsă lumină. Da? Sigur. Navele sunt la mare preț. Războaiele civile din ultimele două secole au distrus mai bine de jumătate din marea flotă, iar navele care au mai rămas sunt în stare precară. Știi că navele care se fabrică acum nu fac două parale. Nu cred că mai e cineva în întreaga galaxie care să poată construi astăzi un motor hiperatomic de clasă. Știam, zise Suenianul cu o privire gânditoare. Nu eram sigur dacă și dumneavoastră cunoașteți acest lucru. Deci maestatea sa imperială nu se poate lipsi de nicio navă. Psihoistoria ar fi putut anticipa o asemenea situație și, de fapt, a și făcut-o. Aș îndrăzni să afirm că mâna moartă a lui Harry Seldon câștigă prima rundă. Am și așa destule nave, răspunse Rios tăios. Seldon al tău nu câștigă nimic. Dacă situația s-ar agrava, atunci ar fi puse la dispoziție alte nave. Deocamdată, împăratul nu cunoaște întreaga poveste. Serios? De ce nu i-ați comunicat-o? Din cauza teoriilor tale, evident. Rios îl privi sardonic. Cu tot respectul ce ți-l datorez, povestea mi se pare improbabilă. Numai dacă evenimentele îmi furnizează noi dovezi, voi prezenta situația drept gravă și primejdioasă. Și, în plus, continuă Rios calm, povestea nefondată miroase a ales maeste, ceea ce s-ar putea să îi fie foarte puțin pe plac maestății sale imperiale. Bătrânul patrician zâmbi. Să înțeleg că informația potrivit căreia tronul îi e primejduit de uneltirile câtorva barbari neciopliți de la capătul universului nu este demnă de crezare sau că nu va fi apreciată? Atunci n-aveți la ce să vă așteptați din partea lui, decât dacă luăm în calcul un trimis special. Și de ce mă rog un trimis special? E un vechi obicei. Un reprezentant direct al coroanei este prezent la fiecare campanie militară care se desfășoară sub auspiciile guvernamentale. Zău? De ce? O metodă de a păstra simbolul conducerii personale de către împărat a tuturor campaniilor. A mai dobândit o funcție suplimentară, aceea de a garanta fidelitatea generalilor, dar care nu dă întotdeauna roade. Această prezență vă va stânjeni, generale. O autoritate din afară... Nu mă îndoiesc, spuse serios, roșind ușor, dar n-am ce face. Receptorul de pe biroul generalului se lumină și cu un pocnet discret, comunicarea cilindrică a apărut în fantă. Rios o desfăcu. Bun, asta e. Duce-n Bar își arcui întrebător sprâncenele. Rios continuă. Să știi că l-am capturat pe unul dintre acești neguțători, viu și cu nava intactă. Am auzit vorbindu-se despre asta. Tocmai l-au adus aici și va sosi peste câteva clipe. Rămâi, patricianule. Vreau să fii de față când îl voi interoga, de aceea te-am chemat. S-ar putea ca tu să înțelegi atunci când mie îmi vor scăpa unele lucruri. Se auzi un semnal. Generalul atinse un buton cu piciorul și ușa se deschise larg. Bărbatul care stătea în prag era înalt și bărbos, purta o haină scurtă dintr-un material moale din piele sintetică, cu o glugă atașată lăsată pe spate. Avea mâinile libere și părea să-i ignore pe cei din jur chiar dacă erau înarmați. Păși înăuntru netulburat și aruncă o privire, cântărind totul. Îl onoră pe general cu o fluturare neglijentă a mâinii și cu o înclinare a capului. Numele tău? Întrebă Rios scurt. Latan Devers. Neguțătorul își vârâ degetele mari în găicile centurii late cu aspect țipător. Ești șef pe aici? Ești neguțător de pe fundație? Ai nimerit-o. Ascultă, dacă e șeful, fă bine și spune-le oamenilor tăi să nu se atingă de marfa mea. Generalul își lăsă capul puțin pe spate și îl măsură cu răceală pe prizonier. Răspunde la întrebări. Nu mai da ordine. În regulă, sunt înțelegător.
Dar unul dintre băieții tăi și-a făcut deja o dita mai gaură în piept, vârându-și labele unde nu era treaba lui. Rios își mută privirea spre locotenentul de serviciu. Acest om spune adevărul? Raportul tău, Vranc, nu semna la vieți pierdute. Când am întocmit raportul, răspunse locotenentul cu oarecare teamă în glas, nu pierdusem niciun om. Mai târziu s-a dat ordin să se facă o percheziție a navei, deoarece circulau zvonuri că ar exista o femeie la bord. Acestea s-au confirmat, în schimb au fost găsite multe instrumente a căror natură este necunoscută, domnule. Instrumente despre care prizonierul afirmă că ar fi mărfuri pe care le are în stoc. În momentul mânuirii, unul dintre ele a emis o flacără și soldatul respectiv a murit. Generalul se întoarse către neguțător. Transporții explozive atomici? Nu, pentru numele galaxiei. Neghiobul a apucat un găuritor atomic de partea de care nu trebuia și l-a pornit pe dispersie maximă. Nu trebuie să faci așa ceva. Mai bine îți pui la tâmplă un pistol cu neutroni. L-aș fi oprit dacă cinci dintre oamenii tăi nu mi-ar fi stat pe piept. Rios făcu un gest către garda care aștepta. Puteți pleca. Nava capturată va fi sigilată și nu va mai pătrunde nimeni în ea. Stai jos, Devers. Neguțătorul se așeză pe locul indicat și rămase neclintit sub privirea pătrunzătoare a generalului și sub ochii curioși ai patricianului. Se vede că ești un om cu care se poate discuta, Devers, spuse Rios. Mulțumesc. Ori te-ai impresionat chipul meu, ori vrei ceva anume. Să spun ceva, mă pricep la afaceri. E același lucru. Te-ai predat când, de fapt, ai fi putut hotărâ să devii pulbere stelară și să ne faci și pe noi să stricăm muniția. Înseamnă că îți vom oferi un tratament uman, mai ales dacă vei continua să ai aceeași părere despre viață. Șefule, mă dau în vânt după un tratament confortabil. Bine, și eu mă dau în vânt după cooperare, zâmbirios, și îi șopti lui Duce în bar. Sper că expresia mă dau în vânt înseamnă ce cred eu. Ai mai auzit vreodată o expresie atât de barbară? Minunat, făcut Devers politicos. Suntem pe aceeași lungime de undă. Dar ce fel de cooperare ai în vedere, șefule? Dacă e să o spun de-a dreptul, n-am idee care e situația mea. Privi în jur. De exemplu, unde mă aflu și ce vrei să-mi propui? Oh, am neglijat partea introductivă, îmi cer scuze. Rios era bine dispus. Acest domn este Duce în bar, patrician al Imperiului. Eu sunt Bel Rios, nobil al Imperiului și general clasa a treia în forțele armate ale maestății sale imperiale. Neguțătorul rămase cu gura căscată, apoi își reveni și întrebă. Imperiul? Vrei să spui vechiul imperiu despre care ni s-a predat la școală? Ciudat. Eu credeam că nu mai există. Uită-te în jur. Există, spuse Rios sumbru. Și totuși ar fi trebuit să-mi dau seama. Latan Devers privi spre tavan. Navele care mi-au capturat hârbul păreau foarte făloase. Niciun regat de la periferie n-ar fi fost în stare să producă asemenea nave. Se încruntă. Ca să lămurim lucrurile, care-i problema, șefule? Sau vrei să spun general? Problema e războiul. Imperiul contra fundației? Bineînțeles. De ce? Cred că știi de ce. Neguțătorul făcu ochii mari și clătină din cap, neștiind ce să creadă. Rios îl lăsă să se gândească, apoi spuse rar. Sunt sigur că știi de ce. E cam cald aici, murmură Letan Devers. Se ridică să-și dezbrace haina cu glugă, apoi se așeză din nou și își întinse picioarele în față. Știi? Făcu simțindu-se în largul său. Am impresia că te aștepți să-mi sară inima din piept și să cad lat. Dacă îmi pun mintea și prind un moment prielnic, te înhați fără mare efort, iar bătrânelul care stă aici, fără să scoată o vorbă, n-ar putea face mare lucru pentru a mă opri. Dar nu vei face. Așa e, îl aprobă Devers cordial. În primul rând, presupun că moartea ta n-ar opri războiul. Or mai fi și alți generali prin locurile din care vii. O apreciere foarte exactă. Pe lângă asta aș fi prins, acum sau mai târziu, și ucis pe loc. Cine știe? Deci adio viață și nu prea-mi sur de perspectiva. Nu merită. Am spus eu că ești un om cu care se poate discuta. Dar aș dori un lucru, șefule. Ce să pricep atunci când spui că știu de ce ați pornit război contra noastră? Eu unul habar n-am și joaca asta de a ghici tu mă calcă pe nervi cum nici nu-ți închipui. Da? Ai auzit vreodată de Harry Seldon? Nu, am zis că nu-mi place joaca asta de a ghici tu. Rios aruncă o privire către Duce în bar, care zâmbi afabil și recăzu în visare. Lasă joaca Devers, spuse Rios cu o strâmbătură. Există pe fundație o tradiție, ori o fabulă, ori o poveste serioasă, la urma urmei nu-mi pasă ce e, care spune că veți întemeia al doilea imperiu. Știu chiar o versiune amănunțită a iurelii psihoistorice a lui Harry Seldon și a planurilor voastre de agresiune împotriva imperiului. Chiar așa? Întrebă Devers, clătind în gânditor din cap. Și cine ți-a spus asta? Are vreo importanță? Întrebă Rios, calm, dar amenințător. Nu ești aici să mă interoghezi. Vreau să-mi spui tot ce știi despre istoria asta a lui Seldon. Păi dacă e o istorie, nu te juca cu vorbele, Devers. Nu mă joc. De fapt, o să ți-o spun de-a dreptul. Știi ceea ce știu și eu. Povești nechioabe pe jumătate năluciri. Fiecare lume și-are plăzmuirile ei. Nu le poți alunga. Da, am auzit vorbindu-se despre Seldon, despre al doilea imperiu și altele.
Astea sunt poveștile care se spun copiilor înainte de culcare. Țâncii se cuibăresc cu proiectoarele lor de buzunar în câte o cameră mai ferită și se îndoapă cu aventuri despre Selden. Treaba asta nu-i pentru adulți, sau oricum e pentru adulții lipsiți de inteligență. Neguțătorul clătină din cap. Ochii generalului se întunecară. Asta e realitatea? Faci risipă de imaginație, omule. Am fost pe Terminus. Cunosc fundația. Am văzut-o de aproape. Atunci de ce mă întreb pe mine? În ultimii 10 ani nu cred să fi stat pe Terminus mai mult de 2 luni. Îți pierzi timpul. Dar dă-i înainte cu războiul dacă te iei după istorie. Ești atât de încredințat că fundația va câștiga? Interveni Bar calm și măsurat. Neguțătorul întoarse capul spre el. Roșii ușor și cicatricea veche de pe tâmplă îi păli. Partenerul cel tăcut. Asta ai înțeles de ce am spus eu, doctore? Rios făcu o mișcare ușoară din cap către Bar și suenianul continuă cu o voce moale și egală. Te-ar deranja până și ideea că lumea ta nu ar putea pierde acest război și că ar trebui să înduri tristețea înfrângerii, sunt sigur. Lumea mea a trecut prin așa ceva și încă suferă. Lathan Devers și răvăși barba, se uită pe rând la cei doi adversari, apoi izbucni în râs. Întotdeauna vorbește așa, șefule? Ascultă, spuse el, redevenind serios. Ce înseamnă înfrângerea? Am văzut și războaie și înfrângeri. Ce dacă învingătorul ia puterea? Pe cine deranjează? Pe mine? Pe tip ca mine? Clătină din cap în bătaie de joc. Nu înțelegeți că de obicei 5 sau 6 barosani conduc o planetă de mărime medie? Spuse cu o voce hotărâtă și convingătoare. Ei iau partea cea mai mare, dar unul ca mine nu o să-și piardă liniștea pentru atâta lucru. Poporul? Oamenii cei mulți și simpli? A, bineînțeles. Unii sunt și uciși, iar restul plătesc taxe mai mari o vreme. Dar și asta se rezolvă de la sine. E un lucru obișnuit. Și după aia situația e la fel, cu singura diferență că sus sunt alții 5 sau 6 barosani. Duce în Bar început să respire precipitat și mâna dreaptă îi tresări, dar nu spuse nimic. Lathan Devers era cu ochii pe el. Nu-i scăpase niciun gest. Uitați-vă, îmi petrec mai toată viața în spațiu cu jucărioarele mele de 2 barale și cu porția zilnică de bere și covrigei de la automat, iar acolo, pe planetă, făcu un gest cu degetul peste umăr, barosanii stau acasă și primesc în fiecare minut venitul meu pe un an și asta doar lând caimacul de la mine și de la alții. Să presupunem că ați conduce voi fundația. Tot veți avea nevoie de noi. Veți avea mai mare nevoie de noi decât sindicatul, pentru că n-ați ști cum merg treburile și doar noi am putea aduce marile venituri. Și am face afaceri mai bune cu Imperiul. Zău, chiar așa, doar sunt om de afaceri și știu ce spun. Dacă asta îmi va aduce venituri suplimentare, sunt întru totul de acord. Încheie el și scrută pe cei doi gata pentru o nouă ripostă. Rămaseră în tăcere secunde în șir, apoi în recipient zângăni un nou cilindru. Generalul îl deschise febril, aruncă o privire la scrisul mărunt și conectă toate monitoarele. Pregătiți un plan cu indicarea pozițiilor fiecărei nave aflate în misiune. Așteptați ordine în condiții de defensivă armată. Întinse mâna după mantie, în timp ce își o punea pe umeri, șopti monoton către Bar, aproape fără să-și miște buzele. Îl las pe acest om în grija ta. Voi aștepta rezultatele. Suntem în război și aș putea fi necruțător în caz de eșec. Plecă fără să salute. Privind în urma lui, Lathan Devers constată. L-am lovit unde-l doare cel mai tare. Ce se întâmplă? O bătaie, evident, răspunse răgușit Bar. Forțele fundației se apropie pentru a da o primă luptă. Vino cu mine. În încăpere erau soldați înarmați. Aveau o ținută respectoasă și fețele le erau împietrite. Devers îl urmă pe bătrânul suenian, afară din cameră. Fură conduși într-una mai mică și mai simplu mobilată, 2 paturi, un vizi-ecran și un duș cu dotări sanitare. Soldații ieșiră și ușa grea bubuie înfundat. Făcu Devers și privi dezaprobator în jur. Am senzația că e ceva de durată. Asta e situația, spuse Bar tăios. Bătrânul suenian îi întoarse spatele. Ce joc faci, doctore? Întrebă neguțătorul iritat. Niciunul. Ești în grija mea, asta e tot. Neguțătorul se ridică și se apropie. Îl domina prin statură pe bătrânul patrician. Da? Dar stai în aceeași celulă cu mine și când ai fost adus aici, armele erau îndreptate și spre tine. Ascultă, mi se pare că v-am cam dat peste cap părerea mea despre război și pace. Așteptă și, cum nu primi răspuns, continuă. Bine, să lăsăm asta. Vreau să te întreb ceva. Spuneai că lumea ta a fost zdrobită odată. De către cine? De oamenii cometelor din nebuloasele exterioare? De către Imperiu, spuse Bar privindu-l în ochi. Așa deci. Și atunci, ce cauți aici? Bar păstră o tăcere semnificativă. Neguțătorul își țuguie buzele și clătină încet din cap, își scoase brățara plată care îi înlănțuia încheietura mâinii drepte și o întinse bătrânului. Ce părere ai de asta? Mai avea o brățară la mâna dreaptă. Suenianul o primi, răspunse încet la gestul neguțătorului și își o puse la mână. Senzația ciudată de la încheietură îi dispăru curând. Vocea lui Devers se schimbă pe dată. În regulă, doctore, acum poți să vorbești normal. Dacă discuțiile din această cameră sunt ascultate, nu vor pricepe nimic.
Ceea ce ți-am dat e un deviator de câmp. Proiect Malau autentic. Se vinde cu 25 de credite pe orice lume de aici până la marginile cele mai îndepărtate. Ți-o dau pe gratis. Ține-ți buzele nemișcate când vorbești și nu te grăbi. Trebuie să te obișnuiești. Duce-n bar, se simți dintr-o dată obosit. Ochii pătrunzători ai neguțătorului erau luminoși și încurajatori. Simțea că nu poate răspunde îndemnului lor. Ce dorești? Spuse bar. Cuvintele îi zăboviră pe buzele nemișcate. Ți-am spus. Vorbești de parcă ai fi mare patriot. Lumea ta a fost robită de imperiu și totuși faci jocul acestui tânăr general al imperiului. Nu prea se potrivește, nu crezi? Eu mi-am făcut datoria, spuse bar. Un vicerege imperial a pierit din pricina mea. Serios? Recent? Acum 40 de ani. Acum 40 de ani. Cuvintele părură să-l impresioneze pe năguțător. Nu poți trăi prea mult din amintiri. Generalul ăsta imberb știe? Bar dădu afirmativ din cap. Ochii lui Devor se negurară. Vrei ca imperiul să învingă? Fie ca imperiul și nenorocirile pe care le-a adus să piară pe vecie. Tot poporul Sueniei se roagă zilnic pentru asta. Odată de mult am avut frați, o soră și un tată. Acum nu mai am decât copii și nepoți. Generalul știe unde îi poate găsi. Devers rămase tăcut. Bar continuă în șoaptă. Dar asta nu mă împiedică dacă riscurile se justifică. Vor ști cum să moară. Spui că ai ucis un vicerege? Întrebă încet neguțătorul. Asta mi-amintește de ceva. Am avut cândva un primar pe nume Hobart Marlow care a vizitat Suena. Așa se cheamă lumea ta, nu? Și-a întâlnit un bătrân cu numele de Bar. Ducem îl privi încordat și bănuitor. Ce știi despre asta? Ceea ce știe oricare neguțător de pe fundație. S-ar putea să fii un bătrânel isteț aruncat în celula asta pentru a mă trage de limbă. Bineînțeles că te-au amenințat, fiindcă tu urăști imperiul și susții sus și tare că-i vrei pieirea. Eu mor de dragul tău și spun tot ce știu, iar generalul are să fie nespus de încântat. N-ai șanse prea mari, doctore. Și cu toate astea aș vrea să văd cum dovedești că ești fiul lui Onumbar de pe Suena, al șaselea și cel mai mic fiu care a scăpat de la masacru. Cu mâini tremurătoare, Ducembar deschise o cutie metalică plată aflată într-o ascunzătoare în zid și scoase un obiect metalic. Se auzi un clinchet ușor când îl puse în mâinile neguțătorului. Uită-te la asta, spuse el. Devers făcu ochii mari și apropie de zona centrală a obiectului, care era mai preeminentă, scăpând o înjurătură. Să mă apuce nebunia spațiului dacă asta nu-i monograma lui Malau, iar modelul e vechi, de 50 de ani. Cum mă vezi și cum te văd? Ridică ochii și zâmbi. Bate palma, doctore. Un scut atomic pentru o persoană. Îmi ajunge ca dovadă, zise el și îi întinse bătrânului mâna. 6. Favoritul. Navele minuscule apărură dintr-o dată din străfundurile spațiului și se năpustiră în mijlocul armadei. Fără să tragă vreun foc sau să emită vreun fascicul energetic, ele șerpuiră prin zona înțesată de nave, apoi se îndepărtară în mare viteză, în timp ce navele imperiale se răsuciră spre ele ca niște animale mătăhăloase și greoaie. Două explozii de lumină străluciră în spațiu când două dintre navele țânțar se dezintegrară, iar restul dispărură. Navele uriașe cercetară sectorul de spațiu, apoi reveniră la misiunea lor și o lume după alta continuară să fie strânse în plasa încercuirii. Prodric purta o uniformă ceremonioasă croită îngrijit. Se plimba calm, cu o expresie serioasă pe chip, prin grădinile unei planete neînsemnate, Wanda, pe care se stabilise temporar cartierul general imperial. Belrios mergea alături de el, iar vestonul cenușiu desfăcut la Guler îi dădea un aer trist. Rios arătă către o bancă negrită și lustruită de vreme, aflată sub un înmirezmat arbore ferigă ale cărui frunze spatulate se înălțau timid spre soarele alb. O vedeți, domnule? E o relicvă a Imperiului. Băncile ornamentate, făcute pentru îndrăgostiți, mai dăinuie încă, proaspete și utile, pe când palatele și uzinele se prăbușesc în ruină și uitare. Se așeză în timp ce secretarul particular al lui Cleon al II-lea rămase în picioare în fața lui și începu a reteza frunzele de deasupra capului cu șfichiuri precise ale bastonului din fildeș. Rios își puse picior peste picior, îi oferi o țigaretă celuilalt și, învârtindu-și între degete propriei țigară, spuse: era de așteptat din partea prealuminatei și înțeleptei maiestăți imperiale să trimită un observator atât de competent ca dumneavoastră. Asta mi-alungă orice posibil sentiment de îngrijorare că povara unor alte afaceri de stat, mai importante și mai arzătoare, ar putea umbri total o campanie în zona periferiei. Ochii împăratului sunt pretutindeni, spuse Broderick aproape mecanic. Nu subestimăm importanța campaniei, totuși s-ar părea că se pune prea mare accent pe dificultățile ei. E clar că navele lor foarte mici nu constituie o asemenea piedică încât să trebuiască să parcurgem toate manevrele preliminare ale încercuirii. Rios roșii, dar își păstră cumpătul. Nu pot risca într-un atac nesăbuit viața puținilor mei oameni sau pierderea navelor care sunt de neînlocuit. Prin realizarea încercuirii, voi înregistra pierderi umane doar în cazul unui atac final, oricât de dificil ar fi acesta.
Mi-am permis să vă explic ieri motivația militară a hotărârii. De acord, eu nu sunt militar. În cazul de față, mă asigurați că ceea ce pare normal din toate punctele de vedere este de fapt greșit. Trecem peste asta. Dar precauția dumneavoastră merge mult prea departe. E adevărat că în cel de-al doilea mesaj ați cerut întăriri împotriva unui dușman neînsemnat, sărac și barbar, cu care încă nu avuserăți vreo confruntare până atunci. Cererea de forțe suplimentare în condițiile de față m-ar duce cu gândul la incapacitate sau la ceva și mai grav dacă întreaga dumneavoastră carieră de până acum nu ar fi dovedit cutezanță și imaginație. Vă mulțumesc că răspunse rece generalul, dar aș dori să vă reamintesc că e o mare diferență între cutezanță și orbire. Una e când îți cunoști dușmanul și poți calcula măcar în parte riscurile și alta când acționezi împotriva unui inamic necunoscut, aceasta din urmă însemnând cutezanță. La fel de bine vă puteți întreba de ce un om sare cu bine toate obstacolele într-o cursă desfășurată ziua, iar noaptea același om se împiedică de mobila din propriei cameră. Brodick ignoră vorbele celuilalt cu o mișcare scurtă din degete și spuse: dramatic, dar nesatisfăcător. Dumneavoastră în persoană ați vizitat această lume barbară. În plus, aveți un prizonier inamic, acel necuțător pe care îl cocoloșiți. Cu ceea ce ați constatat personal și cu ce ați aflat de la acest prizonier, nu sunteți în totală necunoștință de cauză. Nu? Vă rog să țineți seama că o lume care s-a dezvoltat într-o izolare absolută vreme de două secole nu poate fi înțeleasă într-o vizită de o lună. Sunt soldat, nu un erou cu pieptul bombat și cu gropiță în bărbie dintr-un film serial de aventurii subeterice, fie el și tridimensional. Un prizonier și acela un membru neimportant al unui grup economic care nu are legături strânse cu lumea din care face parte, nu poate revela toate secretele intime ale strategiei dușmanului. L-ați interogat? Desigur. Și? A fost util, dar nu esențial. Nava lui minusculă nici nu contează. Vinde mici jucărioare care sunt amuzante, dacă nu chiar caragioase. Am reținut câteva dintre cele mai inteligente și aș dori să le trimit împăratului drept curiozități. Evident că pe navă există multe instalații care mă depășesc, dar la urma urmei nu sunt tehnician. Ai în schimb tehnicien printre oamenii tăi, remarcă Brodick. Știu asta, răspunse generalul pe un ton veninos, dar nevolnicii mei au multe de învățat până să corespundă necesităților actuale. Am cerut deja oameni pregătiți care să fie în stare să înțeleagă modul de funcționare a unor ciudate circuite de câmp atomic cu care este echipată nava. N-am primit niciun răspuns. Nu putem risipi astfel de oameni, generale. Cu siguranță că aveți pe cineva, printre oamenii dumneavoastră, care să se priceapă la asemenea probleme. Dacă aș avea un astfel de om, l-aș pune să repare motoarele BTG care acționează două dintre cele 10 nave mici ale flotei mele, care nu pot participa la o bătălie decisivă întrucât sunt lipsite de energie. O cincime din forța mea e condamnată să apere doar pozițiile din spatele frontului. Secretarul făcu un gest plictisit. În această privință, situația dumneavoastră nu e singulară, generale. Împăratul are necazuri similare. Generalul a zvârlit țigara morfolită pe care nici nu apucase să o aprindă. Aprinse alta și ridică din umeri. Lipsa tehnicienilor de înaltă clasă nu e problema cea mai presantă. Aș fi putut face progrese însemnate cu prizonierul meu dacă sonda psihică ar funcționa bine. Secretarul ridică sprâncenele în semn de mirare. Aveți o sondă? Veche. Una demodată care m-a lăsat exact atunci când am avut nevoie de ea. Am instalat-o în timp ce prizonierul dormea și n-am obținut niciun rezultat. Asta e situația. Am încercat-o pe oamenii mei și rezultatele sunt satisfăcătoare, dar nimeni din personalul tehnic nu poate spune de ce nu dă rezultate și în cazul prizonierului. Duchenbar, care e un fel de teoretician, afirmă că structura psihică a prizonierului nu poate fi afectată de sondă, întrucât a fost supus unor stimuli neurali și de mediu străin încă de pe vremea copilăriei. N-am cum să știu, dar s-ar putea ca prizonierul să-mi fie totuși util. Îl păstrez cu această speranță. Brodick se rezemă în baston. Voi vedea dacă avem vreun specialist în capital. Pentru că veni vorba. Ce e cu celălalt despre care îmi vorbeai, acel suenian? Cam mulți dușmani ți-au intrat în grații. Cunoaște adversarul și pe el îl păstrez în speranța că îmi va fi de folos în viitor. Dar e suenian și fiul al unui rebel proscris. Un bătrân neputincios, iar familia lui este ostatică. Înțeleg. Totuși sunt de părere că ar trebui să vorbesc personal cu acest neguțător. Firește. Singur. Adăugă secretarul pe un ton glacial care nu admitea replică. Bineînțeles, repetă Rios amabil. Ca supus credincios al împăratului, îl recunosc pe reprezentantul său personal drept superior al meu. Totuși, pentru că neguțătorul se află la baza noastră permanentă, va trebui să părăsiți linia întâi într-un moment interesant. Da? Interesant în ce sens? Prin faptul că încercuirea se va încheia astăzi, iar în cursul săptămânii, flota a 20-a va avansa spre punctul central care va opune rezistență. Rios zâmbi. Se întoarse și plecă. Rodrick simți că își pierde din măreție.
7. Mita. Sergentul Moriluc era omul ideal pentru a deveni conștiincios. Venea de pe una dintre uriașele planete agricole din constelația Pleiadelor și, pentru populația de acolo, numai înrolarea în armată putea sfârâma lanțurile ce o legau de pământ și de viața monotonă și searbădă, iar el era un reprezentant elocvent al acestei lumi. Îndeajuns de lipsit de imaginație pentru a fi gata să înfrunte pericolele fără umbră de teamă, era puternic și agil atât cât să iasă cu succes din multe încercări. Accepta ordinele fără să ezite. Îi conducea pe oamenii din subordine nemilos și hotărât și-l adora pe generalul său fără nicio rezervă. Cu toate acestea, avea un caracter luminos. Chiar dacă în îndeplinirea unei misiuni era în stare să ucidă un om fără să ezite, o făcea fără nici cea mai mică urmă de ură. Faptul că bătu la ușă înainte de a intra dovedea tact, pentru că ar fi avut tot dreptul să dea buzna pe neanunțate. Cei doi din celulă își ridicară privirile din farfurile în care li se servise masa de seară și unul dintre ei întinse piciorul pentru a reduce cu vocea spartă ce răzbătea cu o vioiciune neobișnuită din transmițătorul de buzunar care apucase și zile mai bune. Mai ai cărți? Întrebă Letan Devers. Sergentul le întinse o rolă de film înfășurat strâns și se scărpină la ceafă. Ia mecanicului ore și trebuie să-i o înapoiez. Vrea să le-o trimită copiilor, știți, ca amintire. Duce în bar, întoarse rola pe o parte și pe alta, vădit interesat. Și de unde o are mecanicul? N-are cumva și un transmițător? Sergentul clătină energic din cap. Arătă spre aparatul zgâriat și lovit de la picioarele patului. E singurul pe care-l avem. Tipul ăsta ore a pus mâna pe cartea asta, pe una din lumile murdare, ca niște cotețe pe care le-am capturat, iar aparatul l-a luat dintr-o clădire mare și a trebuit să ucidă câțiva păștinași care au încercat să-l împiedice. Cântări din ochi aparatul. Știți, e bun ca amintire, pentru copii. Rămase tăcut o vreme, apoi zise cu o voce secretoasă. Apropo, am niște vești grozave. Sunt doar vorbe prinse din zbor, dar chiar și așa merită povestite. Generalul a dat din nou lovitura. Clătină încet și grav din cap. Serios? Făcu Devers. Cum anume? A terminat încercuirea. Sergentul chicotii cu mândrie aproape paternă. Nu-i mare? N-a făcut o treabă pe cinste? Unul dintre ei noștri, care știe să vorbească frumos, zicea că totul a mers fără discordanțe, ca o muzică a sferelor, cel mai fi și alea. Acum începe marea ofensivă? Întrebă Bar calm. Așa sper, veni foarte impetuos răspunsul. Fiindcă mi s-a vindecat brațul, vreau să mă întorc pe nava mea. M-am săturat să stau degeaba. Și eu, bolborosit Devers, fără să-și stăpânească furia. Îi venea să-și muște buzele pentru o asemenea scăpare. Sergentul îl privi bănuitor și zise, ar trebui să plec. Capitanul își face rondul la ora asta și n-aș vrea să mă prindă aici. Se opri în cadrul ușii. Apropo, domnule, se adresă el neguțătorului cu o sfiiciune stângace. Nevasta mi-a transmis vești. Știți, i-am trimis congelatorul acela mic pe care mi l-ați dat și zice că funcționează grozav. N-o costă nimic și poate să-și țină mâncarea pe o lună perfect înghețată. Vă sunt recunoscător. În regulă, nu-i nevoie să mulțumești. Ușa grea se închise fără zgomot în urma sergentului zâmbitor. Duce-n bar, se ridică de pe scaun. Și-a plătit cum se cuvine datoria pentru congelator. Hai să vedem și cartea asta. Ah, nu mai are titlu. Derulă aproape un metru de film și se uită la el contra luminii. Hei, să mă faci pierdut în spațiu, după cum zice sergentul, ia te uită ce avem aici, Devers. Grădina din Sumria. Serios? Făcu neguțătorul nepăsător, împingând deoparte resturile cinei. Stai jos, bar. Nu mi-i priește să tot ascult literatură prăfuită. Ai auzit ce a spus sergentul? Am auzit și ce-i cu asta. Vor porni ofensiva, iar noi mucegăim aici. Dar unde ai vrea să stai? Nu te mai preface că nu pricepi. N-are rost să așteptăm. Da? Bar se concentră să scoată filmul cel vechi din transmițător și să-l monteze pe cel nou. În ultima lună mi-ai spus multe despre istoria fundației și am înțeles că marii conducători din vremea celorlalte crize n-au făcut altceva decât să stea și să aștepte. Ei, Bar, dar știau încotro se desfășurau evenimentele. Știau? Cred mai degrabă că se lăudau cu asta când totul se isprăvea și poate că așa se și întâmpla. Dar n-aveau nicio dovadă că lucrurile nu s-ar fi rezolvat la fel de bine sau chiar mai bine dacă n-ar fi știut încotro se îndreptau ele. Forțele economice și sociologice mai profunde nu sunt dirijate de oameni. Devers pufni iritat. Dar n-avem cum să știm dacă lucrurile n-ar fi ieșit mai rău. Pui totul de-andoasele. Ochii îi trădară gândurile ascunse și nu se mai putu abține. Ia zi, ce-ar fi să-l omor? Pe cine, Perios? Da. Bară suspină. Ochii lui bătrân și obosiți erau tulburați de imagini din trecut. Asasinatul nu este o soluție, Devers. Am încercat odată, când aveam 20 de ani, fiind provocat, dar asta nu a rezolvat nimic. L-am ucis pe asupritorul Suenei,
dar n-am îndepărtat jugul imperial, care era de fapt mai important decât acel ticălos. Rios nu e un simplu ticălos, doctore. El reprezintă armata care fără el se va destrăma. Se agață cu toții de poala lui de parcă ar fi copii. Sergentul lăcrimează de câte ori îi pronunță numele. Chiar așa, mai sunt și alte armate și alți conducători. Trebuie să mergi mai adânc, iar ca exemplu pe Broderick. Împăratul îl ascultă numai pe el și pe nimeni altul. Ar putea să ceară sute de nave și să le obțină, în timp ce Rios se zbate cu 10. Îi cunosc reputația. Ești sigur? Ce știi despre el? Devers alungă dezamăgirea și sentimentul de neputință devenind brusc interesat. Vrei o scurtă prezentare? E un ticălos născut dintr-o familie modestă care, prin lingușiri și supușenie, e în grațiile împăratului, căruia îi satisface toate toanele tocmai pentru că nu are în spate o familie puternică. E cât se poate de detestat de toți aristocrații de la curte și aceia niște viermi, căci nu-s cu nimic mai presus decât el. El este sfetnicul împăratului în toate problemele și unealta împăratului în făptuirea celor mai mari grozăvii. E necredincios din născare, dar loial de nevoie. Nu e om în imperiu care să fie la fel de subtil ca el în ticăloșie sau la fel de brutal în căutarea plăcerilor. Și se mai zice că nu poți intra în grațiile împăratului decât prin mijlocirea lui, iar în grațiile lui nu poți intra decât prin ticăloșie. Grozav! Devers se trase gânditor de barba tunsă scurt și îngrijit. Deci ăsta e tipul pe care împăratul a trimis aici să stea cu ochii perios. Știi că mi-ai dat o idee? Aflu acum. Ce-ar fi dacă acest Broderick ar începe să-l deteste pe tânărul nostru comandant de oști? Probabil că-l detestă deja. E recunoscut pentru capacitatea de a urâ. Dar să presupunem că l-ar urâ rău de tot, că împăratul ar afla și Rios ar da de bucluc. Foarte probabil. Dar cum îți propui să faci asta? Nu știu, presupun că poate fi mituit. Patricianul râse îngăduitor. Într-un fel, da, dar nu așa cum l-ai mituit pe sergent. Nu-i de ajuns un congelator de buzunar. Și chiar de a avea ceva pentru nasul lui nu merită osteneala. Probabil că nimeni nu se lasă mai ușor mituit ca el, dar îi lipsește până și o anumită cinste ce caracterizează corupția onorabilă. Uită că a fost mituit indiferent de sumă. Gândește-te la altceva. Devers își puse picior peste picior și zise: oricum, avem un punct de pornire. Dar tăcu brusc. Semnalul luminos de la ușă se aprinse din nou și sergentul apăru în prag. Era emoționat, cu fața îmbujorată, fără urmă de zâmbet. Domnule, începu el, încercând să rămână respectos. Vă sunt îndatorat pentru congelator și pentru că îmi vorbiți întotdeauna frumos, cu toate că nu-s decât băiat de țărani, iar dumneavoastră sunteți mari lorzi. Accentul lui, provincial, greoi, făcea ca vorbele să nu poată fi lesne înțelese și, datorită emoției, exprimarea țărănească și bolnăvicioasă șterse cu totul impresia de comportare bățoasă și soldățească, îndelung și chinuit cultivată. Ce s-a întâmplat, sergent? Întrebă nerăbdător Bar. Mâine vine lordul Broderick să vă vadă. Știu sigur. Mi-a zis capitanul să-mi pregătesc oamenii pentru inspecția de front mâine, pentru el. M-am gândit că ar fi bine să vă pun în gardă. Mulțumim, sergent, spuse Bar. Îți suntem recunoscători. Dar nu-i nicio problemă, omule. Nu-i nevoie să te... Însă privirea din ochii sergentului Luke trăda teama. Li se adresă în șoaptă. Se vede că n-ați auzit ce lucruri îngrozitoare se spun despre el. Și-a vândut sufletul diavolului, spațiului. Nu, nu vă mai hiliziți. Zice-se că are oameni înarmați până în dinți, care îl urmează pretutindeni și când îl apucă, le ordonă să-i omoare pe toți cei care îi stau în cale, iar el râde. Se mai zice că însuși împăratul îl știe de frică și că el îl obligă să tot mărească taxele și să nu asculte plângerile oamenilor. Unii spun că îl urăște pe general și că ar vrea să-l ucidă pentru că este măreț și înțelept. Dar nu poate, pentru că generalul n-are pereche în lume și știe că Lord Broderick e soi rău. Sergentul clipi speriat, apoi zâmbi brusc, rușinat de propria izbucnire și se retrase cu spatele către ușă, clătinând din cap. Ascultați-mă pe mine, o să vedeți, spuse el. Și ieși. Devers ridică ochii plini de hotărâre spre tavan. Asta ne dă apă la moară, nu-i așa, doctore? Depinde, spuse Bar sec. Depinde de Broderick, nu crezi? Dar Devers nu-l mai asculta. Mintea îi lucra febril. Lord Broderick își lăsă capul în jos ca să nu se lovească de canatul ușii când intră în careul locuibil, cam îngrămădit al navei comerciale, și cei doi membri ai gărzii lui personale îl urmară repede cu armele gata să tragă, furișând priviri hotărâte de gorile profesioniste. Secretarul particular nu arăta ca un suflet pierdut. Chiar dacă și-l vânduse diavolului spațiului, nimic din înfățișarea lui nu trăda că ar fi posedat. Broderick putea fi considerat mai degrabă ca o adiere de la curte care venise să înveselească puțin urâțenia și severitatea atmosferei dintr-o bază militară. Croiala rigidă și strâmtă a costumului imaculat și lucios îi conferea o statură impunătoare, de la înălțimea căreia ochii lui reci și lipsiți de orice sentiment priveau în jos către neguțător.
Manșetele sidefii și largi îi se învolburară în jurul încheieturilor când puse bastonul de fildeș pe podea, sprijinindu-se delicat în el. Nu, spuse el, făcând un gest scurt. Tu rămâi aici. Lasă jucăriile, nu mă interesează. Își trase un scaun, îl șterse atent de praf cu iridiscenta trăsătură legală din partea de sus a bastonului, alb, și se așeză. Devers aruncă o privire spre celălalt scaun liber, dar Broderick continuă leneș. Vei sta în picioare în prezența unui per al Imperiului și zâmbi. Devers ridică nepăsător din umeri. Dacă nu vă interesează mărfurile mele, eu pentru ce sunt aici? Secretarul particular îl privi rece și nu-i răspunse, iar Devers adăugă fără chef. Domnule, pentru o discuție între patru ochi, zise secretarul. Ți se pare normal să călătoresc 200 de parseci pentru a inspecta o încărcătură de nimicuri? Pentru tine am venit. Scoase o tabletă minusculă de culoare roz dintr-o cutie gravată și o puse cu mișcări delicate între dinți, începu să o sugă încet și plin de încântare. De exemplu, tu cine ești? Chiar ești cetățean al acestei lumii barbare care stârnește agitația asta furibundă și războinică? Devers în cuvință grav din cap. Și chiar ai fost capturat de el după începerea acestei ciondăneli pe care el o numește război? Mă refer la tânărul nostru general. Devers clătină iarăși din cap. Așa deci. Foarte bine, stimate străin. Bag seama că stai cam prost cu fluența în exprimare. O să te ajut eu. Se pare că generalul nostru duce un război fără noimă cu un consum înspăimântător de forțe și asta pentru o lume prăpădită și uitată de toți de la capătul universului, pentru care un om întreg la minte n-ar strica nici măcar o salvă de tun. Și totuși, generalul nu e lipsit de logică. Dimpotrivă, aș zice că este extrem de inteligent. Pricepi? N-aș crede, domnule. Secretarul își admiră unghiile și continuă. Atunci ascultă. Generalul nu și-ar împrăștia și nu și-ar risca navele și oamenii pentru o faptă de glorie sterilă. Știu că vorbește despre glorie și despre onoarea imperială, dar e foarte limpede că iluzia de a deveni unul dintre nesuferiții semizei ai acestui secol eroic nu se prea justifică. În toată afacerea asta e ceva mai mult decât gloria, iar el are o grijă cel puțin ciudată, suspectă chiar față de persoana ta. Dacă ai fi prizonierul meu și mi-ai spune mie tot atât de puține lucruri utile cât i-ai servit generalului, cu mâna mea ți-aș despica burta și te-aș gâtui cu propriile ți intestine. Devers înlemni. Ochii se mișcară imperceptibil întâi către unul dintre membrii gărzii de corp a secretarului, apoi către celălalt. Era un alertă gata să intervină. Secretarul zâmbi. Văd că ți-ai pus lacăt la gură. Dacă e să-l cred pe general, nici măcar sonda psihică n-a dat roade și, apropo, asta a fost o greșeală din partea lui pentru că m-a convins că tânărul nostru militar, Fanfaron, minte. Continuă foarte bine dispus. Cinstite neguțător, am o sondă psihică proprie, una care ar trebui să ți se potrivească perfect. Vezi această... Ridică neglijent între degetul mare și arătător câteva pătrate cu desene complicate în culori roz și galben, a căror identitate era de neconfundat. Par a fi bani, spuse Devers. Bani și încă cei mai siguri bani din Imperiu, pentru că sunt garantați de proprietățile mele, mai întinse chiar decât ale împăratului. 100.000 de credite, aici și acum, între două degete. Pot fi ale tale. Pentru ce, domnule? Voi fi eu bun neguțător, dar afacerile se fac între parteneri care au ce să-și ofere unul altuia. Pentru ce? Pentru adevăr. Ce urmărește de fapt generalul? De ce poartă acest război? Lata Devers suspină și își netezi barba cufundată în gânduri. Ce urmărește? Ochii lui studiau mișcările mâinilor secretarului care își număra banii bancnotă după bancnotă. Pe scurt, Imperiul. Ce banal. Întotdeauna se ajunge la asta până la urmă, dar cum? Cum se face că drumul ce duce de la marginea galaxiei până în fruntea Imperiului este atât de larg și de ademenitor? Fundația are secrete, spuse Devers cu amărăciune. Cărți, cărți vechi, atât de vechi încât limba în care sunt scrise este cunoscută doar de câțiva inițiați. Dar secretele sunt înveșmântate în ritual și religie și nimeni nu le poate folosi. Am încercat și acum sunt aici. Acolo mă așteaptă o condamnare la moarte. Înțeleg, și ce-i cu aceste secrete antice? Hai, pentru 100.000 de credite merit detalii cât mai ascunse. Transmutația elementelor, spuse Devers precipitat. Ochii secretarului își pierdură din aerul de detașare și nepăsare. Știam că potrivit legilor atomului, transmutația este practic imposibilă. Așa și este dacă sunt folosite forțe atomice. Anticii însă erau băieți sclipitori. Există surse de energie mai puternice decât atomul. Dacă fundația ar folosi acele surse, așa cum am sugerat eu, Devers fu cuprins de o ușoară senzație de gol în stomac. Momeala era pregătită, iar peștele îi dădea târcoale. Secretarul nu se mai putu stăpâni. Continuă. Sunt convins că generalul e conștient de toate astea. Dar ce vrea să facă după ce desăvârșește această mascaradă? Devers spuse sigur de sine. Cu transmutația controlează economia întregului sistem al Imperiului.
Terenurile bogate în minerale nu vor mai valora nici cât negru sub unghie atunci când Rios va putea fabrica tungsten din aluminiu și iridiu din fier. Un întreg sistem de producție bazat pe raritatea unor elemente și pe abundența altora își va ieși din țâțâni. Ar fi cea mai mare dezorganizare pe care ar putea să o cunoască Imperiul și doar Rios ar avea cum să-i pună capăt. Mai e și problema noii energii despre care v-am vorbit, a cărei utilizare nu-l va face pe Rios să cadă în crize religioase. Acum, nimic nu-l mai poate opri. Are fundația în palmă și, după ce va termina cu ea, va fi împărat în cel mult 2 ani. Așa deci, Broderick chicotii ușor. Iridiu din fier, așa ai zis, nu? Îți voi spune un secret de stat. Știi că fundația a luat deja legătură cu generalul? Devers înlemnit de uimire. Par surprins. De ce nu? Acum totul se leagă. I-a oferit 100 de tone de iridiu pe an pentru a încheia pacea. 100 de tone de fier convertite în iridiu, încălcându-și propriile principii religioase pentru a-și salva pielea. Destul de cinstit, dar nu mă miră că bățosul și incoruptibilul nostru general a refuzat, când de fapt ar putea avea și iridiul și imperiul. Și când te gândești că sărmanul Cleon îl apreciază drept singurul lui general cinstit. Pe barba ta, negustorule, îți meriți banii. Îi a zvârlit spre el, iar Devers început să prindă din zbor bancnotele. Lord Broderick se opri în ușă și se întoarse. Un avertisment, neguțătorule. Însoțitorii mei înarmați n-au nici urechi medii, nici limbă, nici educație și nici nu sunt inteligenți. Nu pot să audă, să vorbească sau să scrie, iar sonda psihică nu poate scoate nimic de la ei. Sunt însă mari maestri în execuții interesante. Te-am cumpărat cu 100.000 de credite, ține minte. Ești o marfă de valoare. Dacă vei uita vreodată că te-ai vândut mie și vei încerca să-i redai conversația noastră lui Rios, de exemplu, vei fi executat. Dar așa cum știu eu. Și chipul său, cu trăsături delicate, se strâmbă într-o expresie de cruzime care transformă zâmbetul studiat într-un rânjet amenințător și sângeros. Pentru o clipă lui Devers i se păru că vede acel diavol al spațiului care îl cumpărase pe cumpărătorul său privindu-i prin ochii lui Broderick. Ieși tăcut, escortat până în camera sa de cei doi tovarăși de joacă ai lui Broderick. Răspunse întrebării lui Ducembar cu o satisfacție sumbră. Nu, tocmai asta e partea mai ciudată. El m-a mituit pe mine. Cele două luni de război îl marcaseră pe Bel Rios. Avea un aer grav și preocupat și se enerva din nimica toată. Iar acum se adresa iritat devotatului sergent Luke. Așteaptă afară, soldat, și să-i escortez pe acești oameni înapoi în camera lor după ce voi termina cu ei. Să nu intre nimeni fără aprobarea mea. Absolut nimeni, ai înțeles? Sergentul salută regulamentar și ieși, iar Rios, murmurând, dezgustat de toate, strânse de-a palma documentele de pe birou, le-a zvârlit într-un sertar și îl închise trântindu-l. Luați loc, se răsti el la cei doi care așteptau. N-am prea mult timp la dispoziție. La drept vorbind, nici n-ar trebui să fiu aici, dar era important să vă văd. Se întoarse spre Ducembar, ale cărui degete lungi mângâiau cubul de cristal în care era încrustat chipul auster și ridat al maestății sale imperiale, Cleon al II-lea. Patricianule, în primul rând, Seldon al tău pierde. Nu pot să nec. Se luptă bine pentru că oamenii fundației roiesc asemenea unor albine fără minte și se bat ca niște descreierați. Fiecare planetă e apărată cu îndârjire și după ce este cucerită, clocotește de revolte care fac stăpânirea la fel de grea ca și cucerirea. Dar planetele sunt cucerite și menținute sub ocupație. Seldon al tău pierde. Dar încă n-a pierdut, murmură Bar politicos. Însăși fundația păstrează un optimism rezervat. Îmi oferă milioane ca să nu-l supun pe Seldon încercării din urmă. Circulă zvonuri. Aha! Mi-o iau zvonurile de înainte? S-a auzit și ultima noutate? Care e ultima? Păi acest Lord Broderick, favoritul împăratului, este acum adjunct la comanda flotei la cerere. Devers, care tăcuse până acum, întrebă. La cererea lui, șefule? Ori a ajuns să-ți placă tipul? Râse ironic. Nu, n-aș putea spune asta, zis serios calm. Și-a cumpărat postul la un preț pe care îl consider cinstit și meritat. Care ar fi? Obținerea de întăriri din partea împăratului. Fața lui Devers era toată un zâmbet disprețuitor. A luat legătura cu împăratul, nu-i așa? După cum văd, șefule, aștepți întăririle, iar ele pot sosi oricând. Am dreptate? Nu tocmai. Au și sosit. 5 nave de linie, svelte și puternice, cu un mesaj personal de felicitare din partea împăratului, iar alte nave sunt pe drum. Ce s-a întâmplat, neguțătorule? Întrebă el sarcastic. Devers simți că îngheață și abia a reușit să îngâne. Nimic. Rios păși în fața lui cu mâna pe patul armei. Spune-mi, ce-i în neregulă, neguțătorule? Veștile astea par să te fi tulburat. Doar nu a renăscut așa de brusc interesul tău față de fundație. Nu. Ba da, ai o comportare care ridică semne de întrebare. Chiar așa, șefule? Devers zâmbi cu jumătate de gură și își frământă nervos mâinile pe care le ținea în buzunar. Aliniază semnele astea și le ștergem imediat unul câte unul. Bine, te-ai dat de gol. Te-ai predat după prima lovitură din cauza unui scut distrus. Ești gata să strădezi lumea și asta pe gratis.
Cam ciudat, nu crezi? Îmi place să fac parte din tabăra câștigătoare, șefule. Chiar tu ai spus că sunt un om de înțeles. De acord, zi serios, cu o voce răgușită. Totuși de atunci n-a mai fost prins niciun neguțător. Navele neguțătorilor dispun doar de iuțeala pe care o pot folosi atunci când vor să scape. Dacă aceste nave hotărăsc să lupte, au un scut care le permite o confruntare cu un crucișător ușor și întotdeauna au luptat până la capăt când n-au avut încotro. Neguțătorii sunt considerați lideri și instigatori ai luptelor de gherilă de pe planetele ocupate și ai raidurilor în spațiu ocupat, iar tu vrei să fii singurul om de înțeles? Nici nu te bați, nici nu încerci să scapi prin fugă, ci devii trădător fără să-ți fi cerut cineva. Ești unic, uimitor de singular și, de fapt, suspect prin unicitatea ta. Devers spuse calm. Înțeleg ce vrei, dar n-ai ce să-mi reproșezi. Sunt aici de 6 luni și am stat cât se poate de cuminte. Asta așa e, dar ai beneficiat de un tratament confortabil. Nava ți-a rămas neatinsă și te-ai bucurat de toată considerația. Totuși, nu te ridici la înălțimea așteptărilor. De pildă, mi-ar fi fost utile informații din proprie inițiativă privind mărfurile tale. Principiile atomice pe baza cărora sunt construite par să fi fost utilizate și în construcția armelor celor mai grozave ale fundației. Nu crezi? Sunt doar neguțător, spuse Devers, și nu specialist cu ifose. Eu vând marfa, nu o produc. Ei, vom vedea asta curând. De-aia am și venit aici. De exemplu, nava ta va fi percheziționată pentru a se găsi un scut de forță personal, așa cum poartă toți soldații fundației. Faptul că există informații pe care nu vrei să mi le dai va fi o dovadă semnificativă. Ce zici? Devers nu-i răspunse, așa că Rios continuă. Vom mai avea de altfel și dovezi mai directe. Am adus sonda psihică. A dat greșe odată, dar contactul cu dușmanul m-a învățat multe. Vocea lui era ușor amenințătoare și Devers simți brusc arma generalului împingându-l în coaste. Generalul spuse cu răceală. Scoateți brățara de la mână și orice alt ornament metalic pe care îl porți și dă-mi-le. Ușurel. Câmpul atomic ar putea fi distorsionat și sonda psihică ar cerceta atunci doar câmpul parazitar. Așa, dă-o încoace. Becul receptorului de pe biroul generalului se aprinse și o capsulă cu un mesaj ateriză cu un ușor zgomot metalic în fanta de lângă bar, care încă mai ținea în mâini bustul tridimensional al împăratului. Rios trecu în spatele biroului cu dezintegratorul pregătit. I se adresă lui Bar. Patricianule, brățara te condamnă și pe tine. Mi-ai fost totuși de ajutor la început și eu nu sunt răzbunător, dar voi aprecia soarta ostaticilor din familia ta după rezultatele pe care mi le va da sonda psihică. Și în timp ce Rios se aplecă să scoată capsula cu mesajul, Bar ridică brațul lui Cleon încastrat în cristal și cu calm și precizie îl pocni în cap pe general. Totul se petrecu atât de iute încât Devers nici nu a avut timp să schițeze vreun gest. Era ca și cum bătrânul fusese cuprins de un demon nestăpânit. Să plecăm, șuieră Bar printre dinți. Repede. Ridică dezintegratorul lui Rios de pe podea și îl băgă în sân. Sergentul Luke apărut de îndată ce crepară puțin ușa. Condune, sergent, spuse Bar cu răceală. Sergentul Luke îi conduse în tăcere către camera lor și apoi, după o scurtă ezitare, merse mai departe simțindu-se îmboldit în coaste cu țeava dezintegratorului și îndemnat de o voce hotărâtă ce-i șopti. La nava comercială. Devers făcu un pas înainte pentru a debloca ecluza de presurizare și Bar zise. Rămâi pe loc, Luke. Te-ai purtat omenește și n-am vrea să te ucidem. Dar, recunoscând monograma de pe patul armei, sergentul strigă cu o furie abia reținută. L-ați ucis pe general! Cu un răcnet sălbatic neinteligibil se năpusti orbește în bătaia armei și se prăbuși retezat. Nava comercială se ridică deasupra planetei, moarte, înainte ca luminile de semnalizare să înceapă a clipi nervos și curând, alte și alte nave se înălțară, profilându-se pe păienjenișul lăptos al formei lenticulare care era galaxia. Ține-te bine, Bar, spuse Devers sumbru, să vedem dacă au vreo navă care să se poată măsura în viteză cu a mea. Știa că n-au. Imediat ce ajunseră în spațiu, neguțătorul spuse cu o voce pierdută. Minciuna pe care i-am servit-o lui Broderick a prins grozav. Se pare că a luat-o pe urmele generalului. Goneau cu viteză maximă spre adâncurile puzderiei de stele ale galaxiei. 8. Spre Trantor. Devers se aplecă deasupra micului glob insensibil, sperând să observe un semn de viață oricât de mic. Controlul direcțional cerceta încet și minuțios spațiul cu un fascicul îngust de semnale. Stând pe un pat scund în colțul cabinei, Bar îl privea cercetător și calm pe Devers. Îi mai detectezi? Pe băieții Imperiului? Nu. Neguțătorul rosti aceste vorbe cu un glas nemulțumit și nerăbdător. Am scăpat de mult de nevolnici. Mare ție spațiu. Cu cele 3 salturi prin hiperspațiu, e un miracol că n-am nimerit în miezul vreunui soare. N-ar fi putut să ne urmărească nici măcar dacă ar fi avut un loc mai mare de manevră și nu le-am oferit o asemenea șansă. Se rezemă despeteaza scaunului, desfăcându-și gulerul cu o mișcare bruscă.
Nu-mi dau seama ce au făcut aici băieții ăștia ai Imperiului. Am impresia că unele spații nu mai sunt aliniate. Înțeleg că încerc și să ajungi pe fundație. Chem asociația sau mai degrabă încerc să o fac. Asociația? Asta ce mai e? Asociația Neguțătorilor Independenți. N-ai auzit de așa ceva, așa-i? Nu-i nimic, nu ești singurul, încă n-am făcut mare zarbă până acum. O vreme rămase tăcut, concentrându-se asupra indicatorului de recepție care nu reacționa în niciun fel, apoi Bar întrebă. Poți recepționa? Habar n-am. Nici nu știu cam pe unde ne aflăm. Voi folosi controlul direcțional. S-ar putea să avem nevoie de ani, crede-mă. Serios? Deodată, Bar făcu un semn spre aparat și Devers se grăbi să-și așeze căștile pe urechi. În interiorul sferei întunecate licării o luminiță alburie. Vreme de jumătate de ceas, Devers se chinui să capteze firava și nesigura fărâmă de comunicare pe care o recepționa prin hiperspațiu și să conecteze două puncte, lucru pentru care luminii rătăcitoare i-ar fi trebuit 500 de ani. Apoi renunță dezamăgit și se rezemă de spătarul scaunului, privind în tavan și își scoase căștile de pe urechi. Hai să mâncăm, doctore. Am un duș în care abia te poți învârti, dar folosește-l dacă ai chef. Te rog însă să o lași mai moale cu apa caldă. Se aplecă și cotrobăi într-unul dintre dulapurile care se întindeau de-a lungul peretelui. Sper că nu ești vegetarian. Sunt omnivor, zise Bar. Dar ce-i cu asociația? I-ai pierdut? Așa se pare. Era raza maximă de acțiune, ba chiar mai mult decât atât, dar n-are importanță. Am recepționat ce trebuia. Se ridică în picioare și puse două containere metalice pe masă. Las-o 5 minute, doctore, apoi deschide o apăsând pe contact. Conține hrana, farfuria și furculița, destul de convenabil când ești izolit, mai ales dacă nu acorzi importanță unor detalii, cum ar fi șervețelele. Presupun că vrei să știi ce am recepționat din partea asociației. Dacă nu-i secret, Devers clătină din cap. Pentru tine nu. E adevărat ce a spus Rios. În legătură cu oferta de tribut? Ei l-au oferit, dar el i-a refuzat. Situația e gravă. Se dau lupte în apropierea sorilor externe ai sistemului Loris. Loris e în apropierea fundației? Ce zici? A, n-ai de unde să știi. E unul dintre cele patru regate, chiar o parte a liniei interioare de apărare, aș putea spune. Acesta însă nu-i lucru cel mai grav. Se luptă cu nave mari cum n-am mai întâlnit până acum, deci Rios n-a vorbit fără temei. Chiar a primit alte nave. Broderick s-a răzgândit, iar eu am încurcat și mai rău lucrurile. Apăsa absent contactul cutiei cu mâncare și privi cum aceasta se deschise ușor. Mâncarea, un fel de ghiveci, își împrăștia aroma în întreaga încăpere. Duce-n Bar se ospăta deja. Gata cu improvizațiile, zise Bar. Nu putem face nimic aici. Nu putem trece direct prin liniile imperiale pentru a ne întoarce pe fundație. Așa că singurul lucru de bun simț este să așteptăm cu răbdare. Cred totuși că dacă Rios a ajuns la linia interioară de apărare, nu vom avea prea mult de așteptat. Devers puse furculița lângă farfurie. Să așteptăm, zici? Se zbârli el. Ție-ți convine, n-ai nimic de pierdut. Așa crezi? Bar schiță un zâmbet. Nu, de fapt am o idee. Nervozitatea lui Devers era perceptibilă. M-am săturat să tot analizez afacerea asta de parcă ar fi un preparat pe lamela unui microscop. Am prieteni care pierd acolo și o lume întreagă, care este și a mea, luptă pe viață și pe moarte. Tu ești în afara problemei, n-ai de unde să știi ce înseamnă asta. Am văzut prieteni de-ai mei murind, spuse bătrânul închizând ușor ochii. Ești căsătorit? Neguțătorii nu se căsătoresc. Eu am doi fii și un nepot. Au fost avertizați, dar s-ar putea să nu se întreprindă nimic. Evadarea noastră înseamnă moartea lor. Sper că fiica mea și cei doi nepoți au părăsit planeta înainte de evadarea noastră, dar oricum am riscat și am pierdut mult mai mult decât tine. Înțeleg, spuse Devers mânios, dar a fost o chestiune de opțiune. Ai fi putut să rămâi curios, doar nu ți-am cerut niciodată să... Bar clătină din cap. N-a fost vorba de opțiune, Devers. Nu-i nevoie să-ți încarci conștiința, căci nu mi-am riscat fiii pentru tine. Am cooperat curios cât s-a putut, dar era vorba de sonda psihică. Patricianul deschise ochii și Devers văzu cum în ei se răsfrânge durerea. Rios m-a vizitat acum un an și ceva. Mi-a vorbit de un cult care înflorise în jurul magicienilor, dar situația reală îi scăpase. Nu e un cult în adevăratul sens al cuvântului. Vezi tu, sunt 40 de ani de când Suena a fost prinsă în insuportabila strânsoare a aceluiași clește care acum amenință și lumea ta. Au fost înăbușite 5 revolte. Apoi am descoperit documentele vechi referitoare la Harry Seldon și acum acest cult așteaptă sosirea magicienilor și e pregătit pentru acea zi. Fiii mei sunt liderii acestora. Iată secretul la care sonda nu trebuia să ajungă. Prin urmare, ei vor trebui să moară ca ostatici pentru că alternativa înseamnă moartea lor ca rebeli și pieirea odată cu ei a unei jumătăți din Suena. Vezi, n-am avut de ales și nici nu sunt în afara problemei. Devers își coboră privirea și Bar continuă calm. Speranțele Suenei depind de victoria fundației, iar fiii mei sunt sacrificați pentru asta. Harry Seldon nu antecalculează salvarea inevitabilă a Suenei,
așa cum o face în cazul fundației. N-am nicio certitudine în ceea ce privește poporul meu, ci numai speranțe. Și totuși te mulțumesc să aștepți, chiar acum când flota imperială se află pe Loris. Sunt plin de încredere, spuse Bar Simplu, chiar dacă ar ajunge să cucerească și planeta Terminus. Necuțătorul se încruntă, nereușind să înțeleagă nimic. Nu știu, eu nu pot gândi așa, nu cred în magie. Psihoistorie sau nu, sunt grozav de puternici, iar noi foarte slabi. Ce poate face Seldon în situația asta? Nu-i nimic de făcut. Totul e făcut deja. Se desfășoară acum. Faptul că nu auzi rotițele învârtindu-se și gongul bătând, nu înseamnă că nu se întâmplă nimic. Așa o fi, dar aș fi preferat să-i crăpi țeasta lui Irios. Ca dușman e mai puternic decât toată armata lui. Să-i crep țeasta? Când Brodrig este adjunct la comandă, chipul lui Bar se năspri de ură. Toți oamenii de pe Suena ar fi devenit ostatici. Brodrig a dovedit de multe ori ce-i poate pielea. Există o lume care acum 5 ani a pierdut un bărbat din 10 și asta numai pentru că nu s-au putut plăti taxele restante. Același Brodrig era perceptorul. Nu, Rios merită să trăiască. În comparație cu Brodrig, Rios merită o pedeapsă blândă. Dar 6 luni pierdute fără niciun folos în baza dușmanului, spuse Devers frângându-și mâinile, fără niciun profit. Ia stai puțin, mi-am amintit. Bar se cotrăbăi prin buzunare. Ai putea să scazi asta din pierderi și aruncă pe masă mica sferă de metal. Devers o înșfăcă. Ce e asta? Capsula mesaj pe care Rios o primise înainte ca eu să-l lovesc. Are vreo valoare? Nu știu, depinde ce e înăuntru. Devers se așeză și o învârti atent în palmă. Când Bar termină de făcut dușul rece și păși recunoscător în curentul cald al uscătorului, îl găsi pe Devers la masa de lucru tăcut și preocupat. Suenianul începu să-și maseze ritmic corpul și întrebă. Ce faci acolo? Devers ridică privirea. Picături de transpirație îi străluceau în barbă. Vreau să deschid capsula. Poți să o deschizi fără a avea amprenta personală a lui Rios? O ușoară undă de mirare răzbătu în glasul suenianului. Dacă nu sunt stare, îmi dau demisia din asociație și nu mai calc pe o navă cât trăiesc. Am făcut deja o analiză electronică tridimensională a interiorului și am niște jucărioare special făcute pentru a vida capsula de care Imperiul n-a auzit vreodată. Înainte am fost părgător. Un neguțător trebuie să știe câte ceva din toate. Se aplecă din nou asupra sferei și cu un instrument mic și plat, o atinse delicatici și colo, stârnind la fiecare contact mici scântei roșiatice. Oricum, capsula asta e grosolan făcută. Băieții Imperiului nu se pricep la miniaturizare. Ai văzut vreodată o capsulă pe care o folosim pe fundație? E pe jumătate mai mică și impenetrabilă la analiza electronică. Apoi, rămase nemișcat, doar mușchii umerilor îi jucau sub tunică. Sonda minusculă apăsă încet. Capsula se deschise fără niciun sunet, iar Devers lăsă să-i scape un oftat de ușurare. Avea în mână sfera strălucitoare și mesajul se derula ca un papirus. De la Brodrig, zise el, apoi făcut disprețuitor. Suportul mesajului este permanent. Într-o capsulă de-a noastră, mesajul se oxidează și se transformă în gaz în câteva secunde. Ducem bară îi făcu semn să tacă. Citi grăbit mesajul. Din partea mea, Brodrig, trimis extraordinar al maestății sale imperiale, secretar particular al Consiliului și per al Imperiului, către Belrios, guvernator militar al Suenei, general al Imperiului. Te felicit! Planeta 1120 nu mai rezistă. Ofensiva continuă conform planului. Inamicul este vizibil slăbit și scopurile ultime vor fi cu siguranță atinse. Bar își ridică privirea de pe scrisul microscopic și strigă cu amărăciune. Nesăbuitul! Paiață nenorocită și caragioasă! Ăsta e mesaj? Poftim, făcut de vârst puțin dezamăgit. Nu comunică nimic, pufni Bar. Curteanul ăsta lingău și prea plecat se joacă acum de-a generalului. Prin îndepărtarea lui Rios, el e comandantul întregii acțiuni și trebuie să-și gâdile cugetul aproape inexistent, născocind rapoarte găunoase privind acțiuni militare cu care n-are nimic comun. Planeta cutare nu mai rezistă, ofensiva continuă, inamicul slăbit. Se umflă în pene ca un păun fără minte. Ia stai puțin! Aruncă-l! Bătrânul se întoarse scârbit. Galaxia mi-e martoră că nu mă așteptam ca mesajul ăsta să fie atât de important încât să zguduie lumea din temelii, dar în război e normal să presupui că până și cel mai obișnuit ordin, care nu ajunge la destinație, ar putea frâna acțiunile militare și ar conduce în cele din urmă la complicații. De aceea l-am luat. Și acum uite, era mai bine dacă îl lăsam. I-ar fi răpit lui Rios un minut care acum ne-ar fi adus mai mult folos nouă, dar Devers se ridicase. N-ai vrea să te oprești puțin și să nu-ți mai dai atâta importanță? Pentru numele lui Seldon, împinse fișa cu mesajul sub ochii lui Bar. Ia mai citește odată. Ce vrea să spună cu scopurile ultime? Cucerirea fundației și, sigur, dar poate că vrea să spună cucerirea Imperiului. Știi foarte bine că el crede că acesta e scopul final. Și dacă e așa? Dacă e așa, spuse Devers, îți arăt ceva. Ia privește aici.
Cu un deget împinse ușor hârtia care conținea mesajul înapoi în fantă. Cu un declic imperceptibil, acesta dispăru în interiorul globului care redeveni întreg și neted. Undeva înăuntru se auzi clinchetul ușor al rotițelor bine unse care se reașezară prin mișcări aleatorii. Nu există metode de deschidere a capsulei fără a cunoaște caracteristicile personale ale lui Rios. În Imperiu nu, spuse Bar. Atunci, conținutul mesajului ne este necunoscut și absolut inedit. Pentru Imperiu, da, răspunse Bar. Dar împăratul poate să-l deschidă? Caracteristicile personale ale membrilor guvernului trebuie să existe în dosare. Pe fundație așa stau lucrurile. Și în capitala Imperiului îl aprobă Bar. Deci, dacă tu, un patrician suenian și per al Imperiului, vei spune acestui cleon, acestui împărat, că papagalul lui iubit și cel mai strălucit dintre generali s-au aliat pentru a-l răsturna și vei înmâna capsula ca probă, care va crede el că sunt scopurile finale ale lui Brodig? Bar se așeză încet. Stai puțin, nu prea înțeleg. Își trecu mâna peste față și continuă. Sper că nu vorbesc serios. Ba da. Devers se aprinse și era ușor iritat. Ascultă, dintre ultimii 10 împărați, 9 s-au ales cu gâtul tăiat ori cu țeasta sfărâmată de vreunul sau altul dintre generalilor cu gânduri de mărire. Chiar tu mi-ai spus asta de multe ori. Bătrânul împărat ne va crede imediat încât până și Rios va rămâne fără replică. Bar murmură ca pentru sine. Rios este serios. Pentru numele galaxiei, omule, nu poți depăși o criză Seldon printr-un plan greu de crezut și neserios ca acesta. Să presupunem că Brodick n-ar fi folosit cuvântul final. Seldon nu s-a bizuit pe o astfel de întâmplare. Dacă ni se oferă o asemenea șansă, nicio lege nu spune că nu trebuie să profităm de ea. Sigur, dar Bar se opri, apoi vorbi calm, cu glas reținut. Ascultă, în primul rând, cum vei ajunge pe Trantor? Nu-i cunoști poziția în spațiu, iar eu nu mi-amintesc coordonatele. Nici măcar poziția ta în spațiu nu știi. În spațiu nu te poți pierde, spuse Devers numai zâmbet. Se afla deja în fața pupitrului de control. Coborâm pe planeta cea mai apropiată, aflăm imediat poziția exactă și cu ajutorul sutei de mii de credite a lui Brodrick, ne alegem și cu cele mai bune hărți de navigație. Poate ne alegem și cu o încărcătură în piept. Semnalmentele noastre au fost cu siguranță transmise pe fiecare planetă din acest sector al Imperiului. Doctore, spuse Devers răbdător, nu mai fi atât de provincial și de naiv. Rios a spus că nava mea s-a predat prea lesne și pe onoarea mea. N-a glumit. Nava are suficientă putere de foc și energie în scut pentru a respinge orice atac în zona asta din interior. Avem și scuturi personale. Băieții lui Rios nu le-au găsit. Înțelegi? Dar nici nu mă așteptam să o facă. Bine, bine, spuse Bar. Să presupunem că ajungem pe Trantor. Cum îl vei contacta pe împărat? Crezi că are ore de audiență? Ce-ar fi să lăsăm asta pentru mai târziu? Bine, făcu înfrânt Bar. De jumătate de secol tot visam să văd planeta Trantor înainte de a muri. Fie cum zici. Odată activat motorul hiperatomic, luminile navei pâlpâiră și cei doi simțiră o mică zdruncinătură internă care însemna trecerea în hiperspațiu. 9. Pe Trantor. Stelele erau dese ca buruienile pe un câmp neîngrijit și, pentru prima oară, Latan Devers descoperi importanța capitală a zecimalelor unui număr pentru a calcula cursul prin hiperspațiu. Din cauza salturilor, care nu depășeau un an lumină, trăiră senzația de claustrofobie. Cerul, care strălucea continuu în toate direcțiile, părea nemilos și înspăimântător. Se pierdea într-o mare de radiație. Și în centrul unei grupări de 10.000 de stele, a căror lumină părea să sfâșie și să alunge întunericul din jurul lor, se rotea uriașa planetă imperială, Trantor. Era însă mai mult decât o planetă, era inima vie și fermecătoare a unui imperiu format din 20 de milioane de sisteme solare. N-avea decât o funcție, administrarea, un scop, guvernarea și un produs finit, legea. Întreaga lume era o singură distorsiune funcțională. Pe suprafața sa nu existau alte forme de viață în afară de oameni, favoriți și paraziți. Nu se vedea niciun fir de iarbă sau vreun petic de sol dezgolit, ci doar cele 100 de mile pătrate ale Palatului Imperial. În afara terenurilor Palatului nu exista apă decât în uriașele bazine subterane care adăposteau rezervele lumii. Metalul indestructibil, incoruptibil, cu strălucire rece, care forma suprafața continuă a planetei, constituia fundația giganticelor structuri ce făceau din ea un labirint nesfârșit. Existau structuri legate prin șosele, unite printr-o horbotă de coridoare, presărate cu birouri, sprijinite pe uriașe centre comerciale întinse pe suprafețe de mile pătrate, glazurate de strălucitoare spații de distracție care apăreau în toată splendoarea în fiecare noapte. Te plimbai prin lumea Trantorului fără ca măcar să părăsești o astfel de clădire conglomerat și fără a putea vedea orașul. O flotă mai numeroasă decât toate flotele de război pe care le avusese vreodată Imperiul
aducea în fiecare zi pe Trantor hrană pentru cele 40 de miliarde de oameni care nu făceau altceva decât să descâlcească miliardele de ițe ce duceau pe căi întortocheate spre administrația centrală a celui mai complex guvern cunoscut vreodată de umanitate. 20 de lumi agricole erau grânarul Trantorului. Un întreg univers era servitorul său. Prinsă de niște brațe metalice uriașe, nava comercială coborâ încet către rampa ce ducea la hangar. Devers își croise deja drum prin nenumăratele meandre ale acestei lumi care trăia prin hârțogărie, dedicată trup și suflet principiului formularului în 4 exemplare. Se opriră mai întâi în spațiu și completară primul dintre cele 100 de chestionare, apoi pe celelalte. Urmară 100 de verificări și constatări, testarea de rutină cu o sondă simplă, fotografierea navei și înregistrarea. Analiza caracteristică a celor doi călători, percheziționarea pentru eventuala depistare a mărfurilor de contrabandă, plata taxei de intrare și, în sfârșit, problema cărților de identitate și a vizei de intrare. Ducembar era suenian și supus al Imperiului, însă Latan Devers era un necunoscut fără documentele de identitate necesare. Funcționarul de serviciu își exprimă imediat profundul regret că Devers nu putea intra. De fapt, trebuia reținut pentru cercetări. Ca din senin, 100 de credite în bancnote noi și foșnitoare își schimbară discret proprietarul. Funcționarul își drese glasul cu multă solemnitate și regretul i se topi de parcă nici n-ar fi existat. Dintr-un raft apăru formularul potrivit pe care funcționarul îl completă rapid și sârguincios și îi adăugă datele personale ale lui Devers. Cei doi bărbați, necuțătorul și patricianul, pătrunseră pe Trantor. În hangar, nava comercială trebuie parcată, fotografiată, înregistrată, inventariată. Se făcură copii după actele de identitate ale pasagerilor, iar pentru toate astea se plăti o taxă adecvată, înregistrată la rândul ei și se emise o chitanță. Abia după aceea, Devers ajunse pe o terasă uriașă sub bătaia razelor orbitoare ale soarelui alb, unde femeile flecăreau, copiii țipau, iar bărbații își sorbeau alene băuturile, ascultând vești din Imperiu ce se revărsau din difuzoarele televizoarelor uriașe. Bar scoase un număr potrivit de monede din Iridiu și își cumpără ziarul Imperial News, care apărea pe Trantor, organ oficial al guvernului. Din spatele magazinului de publicații, unde se tipăreau ziarele, răzbăteau susurul și clinchetul mașinilor de tipărit, care lucrau simultan cu rotativele de la Imperial News, situate la 10.000 de mile depărtare, dacă ai fi mers pe coridoare, sau la 6.000 de mile, dacă ai fi mers cu aerotaxiul, în timp ce 10 milioane de seturi de copii erau tipărite în 10 milioane de alte magazine identice de pe întreaga planetă. Bar aruncă o privire pe titluri și spuse încet: ce facem mai întâi? Devers încercă să alunge starea de deprimare care îl cuprinsese. Se afla într-un univers mult deosebit de cel care era familiar, într-o lume care îl strivea prin complicatele-i meandre, între oameni ale căror fapte îi se păreau de neînțeles și a căror limbă abia dacă o pricepea. Strălucitoarele turnuri metalice care îl înconjurau și care păreau să se multiplice la nesfârșit până dincolo de orizont îl apăsau. Viața agitată și nepăsătoare a unei lumi metropolă îl azvârlise într-o cumplită și întunecată izolare, readucându-l la dimensiunile unui obiect fără valoare. Mai bine las totul în seama ta, doctore, zise el. Am încercat să-ți spun, dar știu că e greu să crezi fără să vezi. Ai idee câți oameni vor să ajungă în fiecare zi la împărat? Aproape 1 milion. Va trebui să apelăm la serviciul secret și asta va complica lucrurile. Oricum, nu ne putem permite să apelăm la aristocrație. Avem aproape 100.000 de credite. De-abia ne ajung pentru un per al împăratului, iar ca să ne facem drum până la împărat, ar trebui să apelăm la 3 sau 4. Asta înseamnă circa 50 de comisari și funcționari superiori și fiecare dintre ei ne va costa 100, probabil. Voi vorbi numai eu. În primul rând, cu accentul pe care l-ai, le-ar fi greu să te înțeleagă, iar în al doilea rând, nu cunoști ritualul de mituire imperială. E o artă, te asigur. Aha, ia uite aici. Pagina a treia din Imperial News cuprindea exact ceea ce căutau, deci îi înmână ziarul lui Devers. Cu tot limbajul ciudat, Devers reuși să înțeleagă. Își ridică privirea de pe pagină, preocupat și îngrijorat. Lovi furios ziarul cu dosul palmei. Oare ne putem încrede? Cu unele rezerve, da, răspunse Bar calm. E foarte puțin probabil ca flota fundației să fi fost complet distrusă. Cred că au publicat vestea de câteva ori până acum, dacă procedează potrivit tehnicii obișnuite de prezentare a războiului într-o capitală situată oricum departe de locul bătăliei. Cu toate astea, înseamnă că Rios a mai câștigat o bătălie, ceea ce n-ar fi atât de surprinzător. Scrie că a capturat Lorisul. Asta e planeta capitală a regatului Loris? Da, aceea ce obișnuiam să numim regatul Loris, răspunse Devers gânditor. Și se află la mai puțin de 20 de parseci de fundație, doctore.
Trebuie să lucrăm repede. Bară ridică din umeri și spuse. Nu se poate pe Trantor. Dacă vei încerca așa ceva, mai mult ca sigur că te vei trezi cu un dezintegrator în coastă. Cât ne trebuie? O lună dacă suntem norocoși. O lună și 100.000 de credite dacă ne va ajunge suma asta, în cazul în care împăratului nu-i vine ideea de a pleca spre planetele verii, unde nu primește niciun petiționar. Dar fundația are să-și parte singură de grijă ca și până acum. Hai, trebuie să mâncăm. Mi-e foame și apoi toată seara va fi a noastră. Nu o să mai vedem niciodată Trantorul sau vreo lume ca asta. De acord? Comisarul cu probleme interne ale provinciilor exterioare își ridică neajutorat mâinile plinuțe și se holbă la petiționari cu ochi miopi ca unei buvnițe surprinse de lumină. Domnilor, împăratul are o indispoziție. E absolut inutil să prezint problema în fața superiorului meu. Maestatea sa imperială n-a primit pe nimeni de o săptămână. Pe noi ne va primi, zise Bar, mimând o deplină încredere. E vorba doar de o persoană din subordinea secretariatului privat. Imposibil, spuse comisarul cu emfază. Dacă aș încerca așa ceva, mi-aș periclita slujba. N-ați putea să-mi precizați natura problemei dumneavoastră? Vreau să vă ajut din toată inima, dar e normal să fiu cât de cât în temă ca să-i prezint superiorului meu un motiv întemeiat, astfel ca problema să poată fi promovată la cel mai înalt nivel. Dacă așa stau lucrurile, interveni Bar Miros, n-ar fi atât de important pentru mine să solicit o audiență la Maestatea sa imperială. V-aș sugera să vă asumați acest risc. Mi-aș mai permite să vă amintesc că dacă Maestatea sa imperială acordă acestei probleme importanța pe care o merită, și noi garantăm că așa va fi, vă asigurăm respectuos că veți primi onorurile pe care le meritați pentru ajutorul ce ni-l oferiți. Da, dar... Și comisarul ridică din numeri, incapabil să găsească cuvintele potrivite. E o șansă, recunosc cu Bar. Orice risc trebuie să fie recompensat pe măsură. Poate vă solicităm o mare favoare, dar vă suntem deja profund îndatorați pentru amabilitatea de a ne permite să vă expunem problema noastră. Și dacă ne permiteți să ne exprimăm recunoștința, am dorit să primiți... De văr se strâmbă. Mai auzise vorbele astea cu mici diferențe de vreo 20 de ori în luna ce trecuse. Discuția se termina ca întotdeauna cu înmânarea pe furiș a unor bagnote. Numai că epilogul era diferit de astă dată. De obicei, bagnotele dispăreau ca prin farmec, acum însă ele rămaseră la vedere, iar comisarul le numără tacticos, inspectându-le și pe o parte și pe alta. Simțiră o schimbare subită în vocea lui. Garantate de secretarul particular, nu? Bani buni. Să ne întoarcem la subiect, îl îndemnă Bar. Nu, așteptați puțin. Îl întrerupse comisarul, s-o facem cu încetul. Țin morțiși să aflu ce problemă aveți. Banii ăștia sunt noi, recent emiși și se pare că aveți o sumă mare. Am impresia că ați mai fost primiți și de alți funcționari până la mine. Hai, vorbiți, ce-i cu ei? Nu înțeleg ce vreți să insinuați, spuse Bar. Păi s-ar putea dovedi că prezența dumneavoastră pe planetă este ilegală întrucât cărțile de identitate și de intrare ale tăcutului dumneavoastră prieten nu sunt în regulă. El nu este un supus al împăratului. Resping această acuzație. Respingerea n-are nicio valoare, spuse comisarul, care devenise dintr-o dată tăios. Funcționarul care a semnat documentele pentru suma de 100 de credite a recunoscut, și nu de bună voie, astfel că deținem informații despre dumneavoastră chiar mai multe decât vă închipuiți. Dacă vreți să ne dați a înțelege că suma pe care v-am rugat să o acceptați este insuficientă pentru riscurile... Comisarul zâmbi. Ba dimpotrivă, reprezintă mai mult decât mă așteptam. Aruncă bagnotele deoparte. Ca să revin la ceea ce spuneam mai devreme, chiar împăratul în persoană a început să fie interesat de cazul dumneavoastră. Nu-i așa, domnilor, că ați fost recent oaspeții generalului Rios? Nu-i așa că ați evadat din mijlocul flotei lui cu o ușurință uimitoare, ca să nu spun altfel? E adevărat că posedați o mică avere în bagnote garantate de proprietățile lordului Brodick? Pe scurt, nu-i așa că sunteți doi spioni și asasini trimiși aici ca să... Ei bine, o să ne spuneți singur cine v-a plătit și cu ce scop a făcut-o. Știți ceva? Făcu Bar cu o furie reținută. Un comisar oarecare nu are dreptul să ne acuze de asemenea crime. Vom pleca. Nu vă veți mișca de aici. Comisarul se ridică, iar ochii nu-i mai păreau câtuși de puțin miopi. Nu trebuie să răspundeți la nicio întrebare acum. Ne vom rezerva plăcerea pentru mai târziu și în condiții adecvate. Să știți că nu sunt comisar, ci locotenent în Poliția Imperială. Sunteți arestați. Îndreptă spre ei țeava rece și strălucitoare a armei și zâmbi. Au fost arestați oameni mai importanți astăzi. Facem curățenie în cuibul ăsta de viespi. Devers rânji și duse mâna încet spre propria armă. Locotenentul de poliție apăsă zâmbind pe contact. Ucigătoarea rază de forță îl lovi pe Devers drept în piept, dar scutul său personal o respinse, o anihilă și o transformă în frânturi strălucitoare de lumină. Devers apăsă contactul și partea superioară a trunchiului locotenentului dispărui, iar capul îi se prăvăli la pământ. Avea încă un zâmbet pe fața luminată de o rază ce răzbătea prin gaura proaspătă din zid. Ieșiră grăbiți pe ușa din dos. Repede la navă, spuse Devers cu o voce răgușită. Vor da alarma imediat. Scăpă o înjurătură printre buze. Încă un plan care a dat greș.
Puteam să jur că diavolul spațiului are să-mi fie împotrivă. Când ajunseră afară, văzură mulțimi agitate strângându-se în jurul televizoarelor uriașe. Dar nu aveau vreme de pierdut și nici nu luară în seamă cuvintele fără legătură ce le ajunseră la urechi. Bar smulse un exemplar din Imperial News înainte de a intra în uriașul hangar, de unde nava se ridică iute printr-o cavitate făcută în acoperiș. Poți scăpa de ei? Întrebă Bar. 10 nave ale poliției, însărcinate cu supravegherea traficului, urmăreau îndârjite nava fugară care țâșnise spre spațiu ieșind din cuvenitul culoar de decolare controlat prin radio și care depășise orice lege ale vitezei. De pe planetă se ridicară câteva nave svelte ale serviciului secret pentru a urmări pe cea condusă de doi ucigași perfect identificați. Fii atent, spuse Devers. La înălțimea de 2000 de mile deasupra Trantorului, comută brusc trecerea în hiperspațiu atât de aproape de o masă planetară încât îl făcu pe Bar să-și piardă cunoștința și îi provocă dureri înspăimântătoare lui Devers. Dar, pe o distanță de câțiva ani lumină, spațiul din jurul lor era gol. Devers nu-și mai putu ascunde mândria sub masca sobrietății. Nu s-a construit încă nava imperială care să mă prindă din urmă, adăugă plin de amărăciune. Nenorocirea este că nu avem unde fugi și nici nu-i putem înfrunta. Atunci, ce ne mai rămâne? Ce să facem? Bar se mișcă în pat cu greutate. Efectul trecerii în hiperspațiu nu dispăruse și acum îl dureau toți mușchii. Nu trebuie să facem nimic. S-a isprăvit. Privește. Îi dădu nebuțătorului exemplarul din Imperial News. Citind titlul, de acesta să lămuri pe deplin. Rios și Broderick, rechemați și arestați, murmură Devers privindu-l inexpresiv pe Bar. De ce? Articolul nu face alte precizări, dar ce importanță mai are? Războiul cu fundația s-a sfârșit și în aceste momente Suena se răscoală. Citește ca să te convingi. Vocea îi se pierdu încetul cu încetul. Ne vom opri împreună dintre provincii și vom afla ultimele noutăți. Acum aș vrea să dorm, dacă nu te superi. Și a dormit. Cu salturi din ce în ce mai mari, nava comercială parcurgea întreaga galaxie în drumul ei de întoarcere spre fundație. 10. Războiul i-a sfârșit. Lathan Devers era vădit stânjenit și întrucâtva invidios. Primise și el o decorație și rezistase cu stoicism mut la plictisitorul tumult oratoric al primarului care îi oferise peticul de pânză stacojie. Deși în ceea ce îl privea, ceremonia era ca și încheiată, politețea îl silise să rămână în continuare. Formalitățile de genul acesta nu-i permiteau să caște fără să se controleze sau să-și întindă picioarele pe alt scaun, ceea ce îl făcea să tânjească după singurătatea din spațiu unde simțea că era locul. Delegația sueniană, în cadrul căreia Ducembar era un membru deosebit de respectat, semnă convenția și Suena a devenit prima provincie care trecu direct de sub tutela politică a Imperiului, sub cea economică a fundației. 5 nave de linie imperiale, capturate când Suena se răsculase în spatele liniilor flotei de frontieră a Imperiului, uriașe și masive, trecură pe deasupra orașului cu un vuiet năpraznic și asurzitor în semn de salut. În rest, nimic altceva decât băuturi, multă etichetă și discuții fără importanță. Auzi o voce chemându-l pe nume. Era Forer, omul care gândea Devers cu răceală, putea să cumpere 20 ca el numai cu venitul dintr-o singură dimineață, dar acum acesta îi făcu un semn cu bunăvoința amicală. Păși pe balcon în vântul răcoros al serii și se plecă politicos, strâmbându-se în același timp, gest care rămase neobservat din cauza bărbii dese. Era și Bar acolo. Acesta îi se adresă zâmbitor. Devers, te rog să-mi vin ajutor. Sunt acuzat de modestie, un păcat groaznic și cu totul anormal. Devers, Forel își scoase țigarea groasă de foi din colțul gurii. Lord Bar susține că plimbarea voastră până în capitala lui Cleon n-a avut nicio legătură cu rechemarea lui Rios. Absolut niciuna, domnule, răspunse scurt Devers. N-am ajuns să-l vedem pe împărat. Veștile privind procesul pe care le-am aflat în drumul nostru de întoarcere dovedesc că totul e o înscenare. S-au vehiculat multe acuzații nefondate, cum că generalul ar fi fost amestecat în intrigile subversive de la curte. Și era nevinovat? Rios? Interveni Bar. Da, pentru numele galaxiei, da. Broderick este un trădător născut, dar nici el nu este vinovat de acuzațiile ce îi se aduc. A fost o farsă juridică, dar necesară, aș zice, previzibilă și inevitabilă. Prin necesitate psihoistorică, presupun. Forel rosti fraza, rostogolind cuvintele sonore cu o ușurință îndelung exersată. Exact, Bar deveni grav. N-am priceput chiar dintr-un început, dar după ce totul s-a terminat și am putut să arunc o privire la răspunsurile de la sfârșitul cărții, problema a devenit simplă. Înțelegem acum că peisajul social al Imperiului face ca războaiele de cucerire să devină o imposibilitate. Sub conducerea unor împărați nevolnici, el este sfâșiat de generalii care se întrec pentru a ocupa un tron ce nu valorează nimic, ba mai mult,
înseamnă moarte sigură. Sub împărați puternici, imperiul este cuprins de o încremenire paralitică în care dezintegrarea încetează pentru moment, dar numai prin sacrificarea oricărei tendințe de dezvoltare. Forel îi reteza avântul printre pufăituri. Nu prea e limpede ce spui, Lord Bar. Da, asta din cauza că vă lipsește pregătirea psihoistorică, spuse el zâmbind calm. Cuvintele nu sunt decât înlocuitori palize ai ecuațiilor matematice. Să vedem acum dacă... Bar căzu pe gânduri în timp ce Forel se rezemă comod cu spatele de balustradă, iar Devers privi spre cerul catifelat și gândul îi fugi spre Trantor. Vedeți, domnule, reluă Bar, dumneavoastră și Devers și toată lumea fără îndoială. Ați crezut că pentru a înfrânge Imperiul trebuia să creați disensiuni între împărat și generalul său. Dumneavoastră și Devers și alții deopotrivă v-ați închipuit că aveți tot timpul dreptate în ceea ce privește principiul dezbinării. V-ați înșelat totuși crezând că această rupere internă trebuia să fie provocată prin acte individuale și inspirații de moment. Ați încercat prin mită și prin minciuni. Ați recurs la ambiție și teamă. Dar n-ați obținut nimic în ciuda tuturor strădanilor. De fapt, situația se înrăutățea după fiecare încercare. Și cu toate această zbatere disperată ce crea doar valuri mici, Marea Seldon înaintea tăcută, dar irezistibilă. Duce în bar, se întoarse și privi spre balustradă luminile orașului în sărbătoare. O mână moartă ne împingea pe toți, spuse el, pe puternicul general și pe marele împărat, mâna moartă a lui Seldon. Știa că un om ca Rios va da greș întrucât succesul a fost cel care i-a adus căderea. Și cu cât succesul era mai mare, cu atât mai răsunătoare avea să-i fie prăbușirea. N-aș zice că ai fost mai limpede, interveni Sec Forer. O clipă, continuă Bar avântat. Apreciat situația. Un general slab nu ne-ar fi putut periclita niciodată existența, asta e clar. Un general puternic în cursul domniei unui împărat nevolnic nu ne-ar fi amenințat nici atât pentru că și-ar fi îndreptat armele spre o țintă mult mai bogată. Evenimentele au dovedit că 3/4 din împărații ultimelor 2 secole au fost generali și viceregi rebeli înainte de a ajunge pe tron. Așa încât, numai combinația dintre un împărat puternic și un general puternic poate dăuna fundații pentru că un împărat puternic nu poate fi detronat cu ușurință, iar un general puternic este silit să-și canalizeze forțele în exterior, dincolo de frontiere. Totuși, ce-l menține pe un împărat? Ce l-a făcut pe Cleon puternic? Evident, el nu admite existența unor supuși puternici. Un curtean care se îmbogățește peste măsură sau un general care devine prea cunoscut și iubit sunt periculoși. În acest sens, istoria recentă a Imperiului oferă dovezi oricărui împărat îndeajuns de inteligent pentru a fi puternic. Rios era mereu victorios și împăratul a devenit bănuitor. Vremurile l-au silit să fie bănuitor. A refuzat Rios să fie mituit? Foarte dubios. L-a favorizat pe Rios, cel mai de încredere curtean al său? Foarte dubios. Nu actele individuale erau dubioase, ci orice altceva, ceea ce justifică inutilitatea comploturilor noastre individuale. Succesul lui Rios era dubios. De aceea a fost rechemat și acuzat, condamnat și ucis. Fundația a câștigat din nou. Gândiți-vă că nu există nicio combinație a evenimentelor care să nu ducă la victoria fundației. Era inevitabilă orice ar fi făcut Rios și orice am fi făcut noi. Magnatul de pe fundație încuvință mărinimos. Așa e. Dar dacă împăratul și generalul ar fi fost aceeași persoană, ce s-ar fi întâmplat atunci? E un caz pe care nu l-ai dezvoltat, așa că nu ți-ai demonstrat încă ideea. Bar ridică din numeri. Nu pot dovedi nimic, nu am relațiile matematice. Dar fac apel la gândirea dumneavoastră într-un imperiu în care orice aristocrat, orice om puternic, orice pirat pot aspira la tron și, după cum ne arată istoria, adesea reușesc, ce i s-ar putea întâmpla fie și unui împărat temut care ar fi preocupat de războaie externe la capătul galaxiei? Cât timp ar sta departe de capitală când cineva ar declanșa un război civil care să-l silească să se întoarcă? Mediul social al Imperiului ar face ca această perioadă de timp să fie foarte scurtă. Îmi amintesc ce i-am spus odată lui Rios că nici măcar întreaga putere a Imperiului nu va putea clinti mâna moartă a lui Harry Seldon. Foarte bine. Forel era extrem de încântat. Atunci înseamnă că Imperiul nu ne mai poate amenința de acum înainte. Așa s-ar părea, aprobă Bar. La drept vorbind, Cleon s-ar putea să nu apuce sfârșitul anului și va urma o dispută asupra succesiunii, așa cum se întâmplă în astfel de cazuri, ceea ce ar însemna ultimul război civil al Imperiului. Și atunci, zise Forel, nu mai avem dușmani. Bar rămase pe gânduri. Mai există cea de-a doua fundație. La celălalt capăt al galaxiei? Va dura secole. Devers se schimbă la față și se întoarse brusc la auzul acestor cuvinte, înfruntându-l pe Forel. Există dușmani interni, probabil. Serios? Întrebă Forel cu răceală. Care sunt aceștia? De pildă, oamenii care s-ar putea să dorească împărțirea bogăției împiedicând concentrarea în alte mâini decât în cele care muncesc.
Înțelegeți ce vreau să spun? Treptat, privirea lui Forel își pierdu din dispreț și deveni la fel de furioasă ca și cea a lui Devers.